la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu sunt în preajma unui aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europa.fm.ro sau pe andreaesca.com. Pe invitatul meu de astăzi, unii îl știu din Lumini și Umbre, alții de la ProTV, alții de la Teatru sau mai nou din Partidul Verzilor. Cert este că nu pot să-l prezint decât așa. Florin Călinescu! Bună! Bună! E zi sau seara, cum zic? E zi, da, e, zi numai e zi, e zi. la filmăm ziua, dar trebuie să zicem bună seara. <laughs> deci bună ziua, Andreea, bună ziua, dragi prieteni. Așa o să-ți rămână, să știi asta, cu Florin Călinescu. Cred că, cred că e bine într-un fel și cred că e și, uh, nu pot să zic opus rău, dar merg, merg încolo în încolo încoace și lumea a fost și aduce aminte de povestea deci a contat și asta este important și Nikita Stănescu spunea că dacă un om îți mulțumește pentru poezie atunci ți-ai făcut treaba nu poți să crezi că te citești toți cred că da fenomenul ăla care a fost începutul ProTV-ului într-o secetă instalată de regimul de până în 89, sigur că a izbit cu un buzdugan necunoscut de nimeni, nici măcar pentru că suntem acolo din prima zi, nici măcar noi nu știam ce o să se întâmple. Putea nu. să țin o săptămână sau putea să țină o an sau putea să, să țină până loc. astăzi. Dar <laughs> astăzi eu care am mai plecat și m-am întors, trebuie să-ți spun că nu mai acum e un E o cursă lungă, așa, un maraton, o rutină. Acum ți se pare că e ceva normal? Nu, nu? Mi se Sau păre ce? nici acum că e normal, pentru că de câte ori se aprinde becul și îmi face la semn, uh, a ai emoția aia mă pe care... Car cu energie. Da. Eu n-am avut emoții niciodată, nici la teatru, nici la film, pentru că asta mi-am dorit să fac de mic și atunci n-am emoții. Emoții am, dacă... da, da, e, Adică e o emoție, nu neapărat că ai emoție, Energie, eu zic da. energie, da. Uh -huh. încap, adică merg așa, ca o cămilă până la lift. Și când zice la 5, 4, 3, de 1, deodată mă dacă asta am făcut de la o vârstă fragedă, știi? E, ideea este următoarea. Emoția aia și energia și forța și uh, uh, tot ceea ce a însemnat uh, probabil 94, pregătirea, că cumva am prins pregătirea pe la Adrian Pacas. <laughs> pe m am făcut puțin antrenament chiar cu radio, dar la Pro-FM. E, și faptul că nimeni nu știa ce deși făcusem lumini și umbre, cum ai spus în 80-82, era film. Te duceai pe acolo, vedeai studiouri de știri, studiouri de muzică, de registrări. E, chestia aia pe care nu știa nimeni de la cap la coadă, de la parter până la nu știu ce etaj, a fost o chestiune extraordinară. Deci, e, e forța unui colectiv care se la început eram câțiva, știi bine care se încheagă și care de fapt nici ei nu știu tot timpul, dar, și mă uit vor la ăștia care parcă vin așa la 20th Century Fox adică care-i treaba? M-am venit, m-am transferat la ProTV foarte bine, tată. Da, dar ei nu o să trăiască treaba aia începutului nu oricărui lucru nu Cred că orice început e adevărat. are ceva e adevărat. un mister pe care nu poți să-l regăsești dacă te duci la ceva de-a gata E adevărat și din cauza asta cred că pot să fac din când în când treaba asta, în afară de știri și meteo cred că am făcut absolut tot ce se putea face în televiziune <laughs> Pot să o fac de fiecare dată atunci când sunt solicitat având luxul acum de a opta dacă atunci știi bine, sau, mă rog, știi bine, eram în altă parte, tu aveai departamentul tău în care ești și astăzi, e, atunci nu prea aveam de optat nimic. Trebuia să fac, la un moment dat, un sitcom de 50 de minute într-o zi. Și așa mai departe. Dar astăzi, pentru că uh, Pro TV și tot ce înseamnă uh, e acolo, dar... Uh, sânga, dreapta și mai ales sus nu mai e acolo, știi? Sunt niște băieți care se uită prin tine ca la un magazin de paltoane, știi? Și înțeleg că până în vară se mai schimbă o dată departamentul stăpânii. Să știi că am... Dar probabil nu pot să facă fără români. Adică... Cât până... timp e în română? Pe galantarul acestui trus nu poți să vii cu brânză și cu șosete din China. Trebuie să iei Vorbitor de limba română și creator de conținut De limba română Ca să râde la, râd la aceleași glume totuși. Să plângă, Și să înțeleagă puțin Mai aveți și emisiuni de plâns Exact, sau cu... să plângă Ne-am luat cu vorba și să știi că la prima, la... prima rubrica noastră Se numește autobiografia în 20 de secunde Deci o să auzi tu așa un cronometru Care începe să facă țac, țac, țac Și zici în 20 de secunde Cine ești Ia Autobiografia în 20 de secunde sunt un cetățean român născut în Timișoara cu uh, multiple școli efectuate la zi. A uh, aterizat în București pentru că atunci uh, teatrul cinema nu se făcea decât aici și de atunci și mi-a ocupat timpul cu povestea asta. Am lipsit din viața mea personală până mai devreme, când uh, mi-am făcut o mică fermă și petrec uh, un timp extraordinar cu oameni adevărați, adică cu niște porci, cu niște găini, cu gâște și așa mai departe. Sperând ca să și decedez în direct într-o zi, într-una din emisiuni. Live! Da, să decedez live! Probabil că asta mă așteaptă, pentru că de câte ori plec acasă, unii spun, bă, gata, ai terminat, e mor, nu știu, și acum mai văd pe străine. Am auzit o chestie extraordinară, vor să pregătesc o emisiune și au zis, mm. bă, ne trebuie unul ca Florin Călinescu. Eh, asta e Ceaclău, <laughs> asta e Himalaya, puterea Montblancului, știi? Um, Vorbesc de munte, nu de... Da, da, dar nu de stilou. Um, sau pe, parfum, să nu se pe, Pentru meu. că... Pentru că poveștile noastre din... că la, În cazul meu, povestea aia cu stă în sticluțe mici nu se... Da, nu, este, nu e, valabilă. Este în damigene. Da, nimic, e bună și așa. Valoarea la, în cazul meu, stă într-o damigene mare, da. Um, pentru că poveștile noastre încep din copilărie aici și tu ai și zis că te-ai născut la Timișoara. Da. Povestește-mi un pic cum era... Cum era cartierul în care te-ai născut-o? Și atât. Timișoara, când m-am născut eu, era o chestiune înăuntru unor ziduri, care se mai păstrează câteva și astăzi, pe la continental, pe acolo unde, să zicem, e un pic de atracție a Timișoarei, e un bastion turcesc, niște ziduri, deci niște berării, niște terase, pentru că uh, istoria... Uh, arată clar că turcii n-au putut să pună prea mult uh, imperiu pe aici, până, deși aveau o influență foarte clară, dar spre Serbia, încolo, Ungaria, Viena, au pus piciorul bine, adică s-au dus mai mult prin nordul Bulgariei și acolo chiar a fost un ciot de pașală turcesc, se vede. Uh, în centru Timișoara astăzi eram la Ștină. Iar toate cartierele erau sate. Cam cum cred că s-a întâmplat și în București cu Pantelimon, cu asta. Deci toate alea, Fraidoș, Benhala, Pădurea Verde, nu știu ce, erau, erau sate de parte. Timișoara avea, obișnuiesc să spun că sunt născut lângă Viena, la Timișoara, deci se vede, se vede, se vedea. Acum probabil a devenit unul dintre cele mai mari orașe moldovenești din vestul țării grecești, turcești, studenți arabi și așa mai departe. Dar păstrează un aer, un aer al uh, civilizației, al uh, calmului, al uh, vorbitului mai uh, la obiect, mai uh, încet, mai rar, mai. Uh, așa, exact. Uh -huh. și respectă dreptul la, la opinie creștină reală. Uh, cu Burghezia orașului de provincie cu plimbatul la corso între catedrală și uh, operă care și-a și e făcută după cea din Viena la o scară mult mai mică, un oraș universitar important și mirajul ăsta uh, al apropierii de Occident, uh, efectiv, a făcut ca tinerii să plece de la 7-8 ani cu dorința de a fi puțin mai înfilipați, adică mai bine mobilați, îmbrăcați, încălțați, să aprecieze lucrurile. Aerul, aerul Occidentului s-a simțit, îl simțeam acolo din fragile copilor. Tu stăteai la casă sau stăteai la bloc? Stăteam la casă într-o perioadă în care se stătea într-o casă probabil la unor foști capitalist sau ceva de genul ăla, în care stăteau șapte o familie într-o casă de oameni uh -huh. normal, ca să zic așa, că mi-aduc aminte certurile cu coanelor și am mamei pe bucătărie, pe... nu exista frigider, mi erau suspiciuni care a ciordit din cratiță ceapa, nu știu ce, acolo ai lăsat în închisă. Deci la bucătărie și la baie era un război Pentru cont, că erau cont. zonele comune. Da, da, da. Toate era un război comun, se... Continu și uh, uh, mi-aduc aminte de camera care Aveam un sus și un fel de, de bara la subsol care era cu pământ pe jos și cu un bec în tavan și noaptea mă uitam cum mergeau melcii pe, pe, pe pământ. Dar nu era ceva extraordinar pentru că crescând la țară, de fapt, până la șapte ani... Ai stat la bunici sau...? Uh, treaba este așa, mm. uh, mai era foarte tânăr, avea 15-16 ani, dacă mai vreo 18 au fugit de acasă, ei fiind din Argeș, nu prea i-a lăsat familia, că mm -hmm. ea era dintr-o familie mai cu boi și cu uh, marcaturi pe pereți <laughs> da? și tai că era mai sărăntoc așa Ce și așa da? de vreme a fugit la 15 ani de acasă? Da, păi... S-a îndrăgostit rău La țară, la 18-19 ani deja nu mai, de va mai copii. cu tine de. Nu, domne, situația era foarte simplă adică Femeile de la primele semne, 12-13 da? ani, că pot avea copii. hai la casa ta, ce uh -huh. să mai stăm? La 18 ani, la țară, mi-aduc cu aminte, deci 6-7 copii fără probleme, 8-9. Și de ce tăi au plecat și au venit la era tine, și război, război, undeva lângă Timișoara? Era, era, uh, probabil când maică mea și cu unchi mă... Deci bunica mea a făcut-o pe maică mea și pe unchi până la 17 ani, 18. După aia bunicul meu s-a dus pe front și a și murit la 20 de ani. Deci oh. atât a apucat că dacă se întorcea probabil mai făcea 6-7. Ideea a fost că născut la vârsta aia, dar nu neapărat, că sunt alte țărânci care fac copii bine mersi de 3-4 kg. Nu știu ce s-a întâmplat, am venit pe lumea la 7 luni mm -hmm. și am avut un chel jumate. Și mama ta câți ani avea? Era foarte tânără și ea? Vreo 16, cred că. A, tânără? da? Și era absolventă de patru clase, adică, ce să spun, și taică mea, nu șapte, opt, a făcut pe Era încă perioada în care dacă aveai liceu, era o partidă, adică uh -huh. o fată are liceu. L-a da cu liceu. Deci, era ei Oxford, Stanford, ce uh -huh. să mai vorbim. Și-a întâmplat povestea asta cu un chil -jumată, la șapte luni ai, ai sarcinii, și practic m-am aruncat pe o grămadă de gunoi. A venit un doctor Bățel, este primul incubator sovietic cu lămpi, cu becuri, ca un radio de și a zis, bă, decât să, dacă tot e să dea ortopopie, hai să încercăm să vedem dacă să îl Să testăm uh... Și m-au băgat la microunde. Da, da, da. Și uh, m-am încăpățânat. Maica mea a avut uh, lapte, slavă Domnului, și atunci a zis, Cucoana, de unde ești? De la țară. Marș cu el la țară și poate, poate are noroc. Și am avut noroc. Și la țară unde era În ce sat? Lângă Pitești, undeva. Ah, au plecat de acolo da, din... Da, păi unde se ducă Aha. la țară? venind pe lume, știi cum e, s-au mai muiați pătrânii și au zis, hai să-l vedem, e băiat, lasă-l pe aici, stai și tu cu el. Pe vreo două, trei săptămâni, știi cum a început măsa să vorbească cu ea și s-au mai și bărbații, știi, adică străbunicul, că bunicul era deja mult pe front. Și cât ai stat acolo? La până, Deci până la șapte ani ai stat acolo. Să încep școală, da. Deci acolo poți să zici că ai copilărit da, așa primele... Da, deci adică, Dragostea mea față prima... de pământ, față Asta de e natură, de acolo. față de, de mirosul de, de animal, de vacă, de cal, de țesălat, de balegă, de, de căutat ouă în cuibare, de vulpe, de uliu, de toată povestea, știi? Dar care crezi că e prima ta amintire de când erai mic? Adică te vezi undeva când erai... Uh... Așa, nu știu, prima scenă care îți vine în minte cu tine mic? Cred că e un, e un montaj, știi? Da, din ce ai auzit, da, și, și, din ce... Și a... povestit. Nu, culmea este că revin niște imagini așa alandala, știi? Dar e un videoclip, adică mi-aduc aminte tot felul de lucruri. Și gata, gata să mă necântunez la țară. Și gata, gata să mă bat cu vițelul, că săream cu vărul meu, pungeam lăc mic la graș, că vițelul lăsa afară să nu ia laptele până în omul gea și noi să reampac. Am avut toate nenorocile posibile pe care ați copiii nu le, cred că nu le mai trăiesc. Păduchi, oxiuri, limbrici, tenie, toate le luam de la țară, că na, cine să le spele pe mâini sau să cadă după jos, să nu mănânce, te bătai pe bucată de mamaliga o scuturai puțin și o băgai. Era vremea când dacă te tăiai, făceai pipi pe rană și așa mai departe sau puneai pământ. După aia am venit la școală, la clasă. N-ai surori? Uh, nu. După, tai cum s-a recăsătorit, în fine. Uh, Dar stai un pic, stai, nu spune până v-ați întors, și ce vreau să întreb? Cum era, nu știu, cum era la voi acasă? Adică dacă ai povesti la o scenă țară? de la voi, da, din casa voastră, cum erau, nu știu, sarcinile repartizate, cum funcționa o familie? Nu, nu, era nimic repartizat la țară. Era mm. dimineața când s -s -s -s, probabil copilul, nu-ți dai seama că răsare soarele, dar era străbunicul meu care ne zgâlțea pe toți la o oră cunoscută numai de el, știi? Hai! Și câți eram acolo în căruță și dă i du-te la pădure, du-te la porumb, du-te la prune, du-te este tot unde avea familia treabă, pentru că ei au murit la vreo 100 de ani străbunică, străbunică mea, și străbunică uh, și eu înțeleg, mi e greu să explic cuiva care nici nu înțelege și nici nu e interesat de fenomen. Deci oamenii ei au murit la țară la 100 de ani fără să știe ce să ia bani. Și auzeam acum o discuție să facem mai multe spitale, să facem spitale, spitale. Și apropo de Partidul Verde, lumea zice, domnule, dacă faceți mai multe spitale, mă înscriu. Nu vreau să fac mai multe spitale, Andreea. Vreau să nu fac deloc spitale, dacă ajung vreodată la putere. Vreau să, să oamenii sănătos. Să n-ai nevoie de spitale. Asta e nevoie. Înțelegeți că oamenii nu știau unde-i piteștiu și erau la 15 km. Nu știau. Cam tot ce aveau nevoie făceau în casă, de lână, de cânepă, de in, de piele, de nu știu ce, de lemn, de uh, lut. Și tot ce mâncau mai era Mai veneau niște foarte... țigani odată pe an la un uh -huh. târg la capul satului de unde luau câte un ceaun sau o pălărie. În rest, totul se făcea în casă. Pentru ce? taică că mai venea vacanțe de vară, tot așa până la 17-18 ani făceam acolo și lăsa câte și, așa, și ce să fac? Adică... Pentru bani. Și la ce să pun? Ce să fac Că dacă n-am ce să cumpăr. Iar farmacia toată asta, bio, mio, trio, era pe spatele casei, pe-un la Ce te doare aici? Se ducea bătrâna pe un pădure. Îți un ce de mentă? De sunătoare? Combinat? Ceva. Ceva. Dar crezi că se mai poate acum asta? Adică gândește totuși că e un alt context de jur împrejur, adică nu poți să te E un alt context extragi D dacă, complet. dacă vrei să te lași dus în acest context, hmm. dacă vrei să afli uh, cu adevărat ce trebuie ca să trăiești, pune l ponul, să spun o pernă pe față. Să vezi ce repede afli, ce e vital pentru ca să reziști. Vreau două minute. Ce e vital ca să reziști? dacă frate, îți spune unul pernă pe oxigenul. față, Oxigenul. Uh -huh. primul lucru, da, afli da. Deci a venit acum la România o talent la înregistrări pe frate un norvegian a stat în apă 10 minute 30, deci incredibil, naturare omul are, poate avea și niște excepții extraordinare dar noi ignorăm tot timpul uh, faptul că ne Naturalul, trebuie aer normalul. să uh -huh. trăim deci ar fi bine să fie și de calitate ne trebuie apă vreo 5-6 zile și por memorii niște kilograme groaznice care vreo 3-4 săptămâni, 5. Restul, telefoane, bijuterii, servici, lifturi, mașini, astea sunt pentru că trăim ca un hamster într-o roată, așa și o tot învârtim până când, nu știu. Dar deodată, dacă te duci la medic și ăla se uită în microscop și se zic că tine, zice, nu e bine, te-ai ca pe tine, adică nu există alte lucruri. Păi mă duc la magazin, eu sunt fascinat de un lucru, apropo de... și mulțumesc că m-ai întrebat de copi... copilării ieri, <gângânt> yeah. mă... mă duc să mai iau ceva de pe acolo, nu știu ce, de de nas, de cutare, și, și văd un raf la care mă opresc tot timpul. Mm. Picături de usturoi, picături de mușețel, picături de morcov picături de nu știu ce, nu, ceasul sus, mm. picături, totul e la, totu deci totul iar break publicitare la televizor, da, 85% sunt mâncați, beți, ca porci, că avem de toate. Că avem medicamente avem după. Avem de toate, da, 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 deci nu, nu vă faceți probleme, băgați în voi, băgați în voi pentru că avem de toate, da. Ori, ori, uh, uh, cum? de ce, Ar, am vrea să trăim mult, Bine, pentru ce nu știm? Că nu mai poți face lucrurile la 100 de ani. De ani dar poți... Pentru că un lucru de care mi-aduc aminte că tot mai întrebați este că Srbănicu a venit fără un picior din primul război mondial. Deci de la 19 ani, 20, a trăit cu, fără un picior până la 100 de ani. Și piciorul și l-a făcut el. Uh -huh. Cu barda. Uh -huh. Uh -huh. Noi îl puneam într-o găleată să vedem dacă Îi frunze. înflorește. Nu te crezi. Jur. Așa era? Asta. De e, și, și mergea pe copiii, la microfon înapoi. Și el îl punea așa, nici nu putea să-l îndoaie. Scârția din toate. Deci ca pirații adevărați. Și, E, cu toate greutățile. Totul era raportat la Dumnezeu. Dacă făta bine, dacă nu făta bine, dacă făcea prune bine, dacă nu făcea, bine. dacă mureau. a făcut 12 copii, au murit vreo șapte de-a lungul vremii de pojare, de tot felul de boli de care astăzi ar trebui să reziste la o mică injecție, da? Adică să-și prefer teoria că mai bine vaccinezi copilul decât să nu-l vaccinezi. Adică un accident la 100 de vaccinație aritmetic mai convenabil. Ok decât mm -hmm. 30 de accidente la 100 de nevaccinați, da? Dar ce mi-aduc aminte cu siguranță despre ei tot timpul și mă urmărește și mai găsesc câte o fotografie este zâmbetul. Deci nu-mi nu imaginez astăzi, când mă îndrept spre vârsta lor, nu știu dacă o apuc, ce putea să-i să îngreu... Nu știu, sunt plapă mă, sau eu știu unde să plângească, dar zâmbetul e de iarnă, de vară, de noapte, de zi... Avea de... o bucurie în a pur și simplu trăi, nu? Sau? Când ești împăcat cu, cu viața și, uh -huh. și, și crezi că Dumnezeu Că Dar crezi că, că asta e o înțelepciune a oamenilor care trăiesc la da, țară da, 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 și pentru... pe care poate o au și acum? Adică nu neapărat că era o generație care avea înțelepciunea asta. Dacă mai există cineva pe undeva în munții Elveției care întâlnesc, chiar și pe la noi mai întâlnesc câțiva cetățeni, chiar și prin străinătate, dacă mai duci prin Sicilia, pe undeva, mai sunt zone din astea în care uh, vezi că oamenii au trăit acolo toată viața. E bine, ai să întâlnești această uh, uh, seninătate. Nu e o păcare, că uh, pentru ca să te împaci trebuie să fii certat. Uh -huh. Dar dacă te întorci, de ce ne simțim bine când mergem înapoi la, la lucrurile alea pe care astăzi nu mai le fac orășenii, adică nu mai au părinți care să... copilul nu mai vrea să... Deci... Ești suficient de tânără sau de matură, ca să zic, încât crezi că ai prins la școală prima compunere, toamna. Ce-ați da. făcut în, în vacanța, vacanța de normal. vară? Păi nu lipseau la 80% din copii Vacanța la, la țară, țară, la bunici, normal. Deci era clar. Și părinții te împachetau. Și te... Deci te duceai, făceai, drăgeai. Se după duc și și la țară, dar în altă țară. Da, da, da. da. Deci, după care am observat tranziția la cuburile de lemn cu animale și cu nu știu ce. Uh -huh. Și acum mă uit la copii pe stradă sau pe la școala americană sau pe la Olga. eu o grădință pe <laughs> Uh, orică-i lăcustă, veveriță sau, lăcustă sau uh, cal, uh, ei nu mai știu exact uh, ce sunt animalele sau uh, cutare. Știi? În schimb, sigur, poți să știi. A venit tot la emisiunea la România, Avea un copil de șase ani care știa toate țările lumii, toate capitale, toate drapele. Eu fi folosit la ceva. dar uh, când umbli de, Știi, mi-a avut... Cineva acasă și a zis, doamne, sunt specialist în feng shui, nu știu ce, și ia yes, zis păpușă. Păi, zice, aici. Să nu, să nu puneți oglindă la intrare, să nu puneți aia, nu știu ce, cu tare. zic, fără, nu cred că te pricep la feng shui. De ce? Păi, da, de, dacă mi-ai zis că pot să păstrez closetul în casă. A, da, dar acum să vă spun să vă. Deci, oamenii ăia la țară știau mai mult feng shui decât orice specialist. Pe viscol, pe păsoare, pe să pe noapte, Buda era la 100 de metri de casă. E și o vorbă și la orășean, bă, nu te caci lângă casă, nu? Exact. E o vorbă clară care spune chestia asta. Nu, noi, nu lângă, în. Ea se referă moralmente la alte concubinaje sau la de alte, sigur. alte da. chestii. Dar asta este sănătatea. Cred că și muștele care se ospătau la 100 de metri n ajungeau până în casă. Asta este înțeles -o. Iar dacă la bloc. Ați crescut la bloc? Da. Vă aduceți aminte în perioada în ceașescu dacă se întâmplau anumite chestii și apa se lua corele? Cum a funda treaba? Pe, pe opt... Pe canal. Pe, opt, <laughs> etaje. pe opt etaje. Îți dai seama ce... Ori asta la țară, vedeai muște în bucătăria de vară că se facea mâncare. Mă rog, sau și soară, mai vedeai, Dar nu adică veneau vedeai, surorile că nu veneau, de la sudul gospodăriei, știi? Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate pe Buda aceasta și ne întoarcem imediat. Să stăm pe Buda, liniștiți un pic. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Florin Călinescu este invitatul meu de astăzi la radio. Um, erai un copil cu minte sau o făceai Cum erai tu așa când erai puști? Uh, nu eram uh, cu minte în sens... sau uh, opusul lui cu minte în sensul... Făceam roboțe de-astea cu geamuri sparte, cu dispărut până noaptea cu jocurile respective sau cu curiozită. Eram foarte curios și vroiam să văd uh, Asta și din cauza copilului mele, pentru că armonia părinților mei s-a stricat destul de repede și. Adică, tu aveai câți ani? Erai mic încă? O trei ani. Așa, atunci s-au despărțit. Asta pentru mine s-a. Uh, s-a materializat mm -hmm. într-o uh, evadare zilumină pe străzile Timișorii să văd orice putea. Mă fascina absolut orice, de la vitrine la certuri, de la piață, la tramvai, de la tăiatul porcului, încă se făcea în mijlocul Timișorii, la brutării, la oameni care erau, nu știu, meserile erau destul la vedere atunci, măturători, vadman, cizmar, mă uitam ori întregi la un cizmar, la oameni care veneau, spuneau ași, aici... Meserii care astăzi au, au dispărut. Mă uitam... Din păcate. Da, mă uitam la... Ha, fascinat era de-asta unde se rămaiau ciorapi. Da, da, da. Pe bec, uh -huh. până ce, și venea câte o gagică miștoză și arăta-l ăla... Unde e, i s-a dus firul. Unde i s-a dus firul și ăla îl punea să-i dea jos mm -hmm. și piciorul. De-aia acolo. Era în da. Tot ce ținea de... Orașul încă nu era uh, uh, New York sau... Adică știi, pentru că Orașele noastre, sigur că existau de 200-300 de ani, dar erau micuțe așa în centru. Ori comunismul, ca să facă masă de manevră și producție de fărașe inutile, a adus oameni de la țară. E, acești oameni veniți la țară încă tăiau găina în mijlocul curții, fierbeau, făceau, drăgeau, jupuiau, era teatul porcului, se făcea jos la scara blocului, știi? se băteau covoarele acolo, se vecină, se spălau, făceau un fel de clacă, zacusca facem pentru Ioneasca, coceam cocea mardei, adică Repet, nu erau frigidere, chestii de genul ăsta. Și atunci viața la bloc se desfă... blocul aveau în 3-4 etaje la început, știi? Era tot în curte, se întindeau rufele în curte. da, aveți o de copii cu care un adică normal, erați într-o... Aveam, aveam găștile respective de la casă, de la bloc, de păstrăzi, până la... Nu prea îmi plăceau conflictele și ca să ies din ele, am inventam povești. Și atunci am descoperit o chestie care... Am aflat-o de la femei mai târziu, știi? Mm. Erau niște fete frumoase și atunci, ca și acum. Da. <laughs> uh, și umblau cu băieți, cu mașină, sau nu știu ce, cu parfum, mm. cu ciocolată, cu scos la discotecă, cu, alea, cu... Și eu ziceam, bă, dar cu mine de ce umbli? Că ăla, nu știu, îți face, îți de că, că... Bă, zice, vrăgeală. Erau vrăgeală. <laughs> da, tu aveai poezia da, cu tine. da, da. Nu, femeile sunt foarte interesate de sau nu sunt interesați de bărbații proști la nesfârșit <laughs> <laughs> și donatori de cut, adică iar bărbații cred că cu un tatuaj și acum văd cu barba asta și atunci uh -huh. cu câte o călare ca uh, Cristiano Ronaldo prin păr și cu cinci ferrari și dacă te pot duce în toate Maldivele Pământului te țin sub obroc nu, nu, nu există cușcă pentru nicio femeie din lumea asta care vrea cu ocazia acestei emancipări și a lui, uh, mă gândeam venind încoace la. Uh, auzeam o discuție în mașină despre chestia asta cu tu cu femeile, uh -huh, uh -huh. și mă gândeam la Bieta Tina Turner, cui să-i povestească ea astăzi cât a bătut Ike Turner și a călcat-o în și a aruncat-o pe stradă cu 15 cenți în buzunar. Adică, Doamne, ferește să credem că asta era viața normală, pentru că Uh, apropo de amintiri. Aia, erau, nu, aia nu era normal, dar nici nu e normal erau, să nu mai poți să-i faci curte unei femei, că imediat pare că e. Asta, harassment. asta spunea adică Catherine. mi se pare de că Nef, deja te, ne ducem cam co departe. Colegilor minte. de peste ocean le răspundea Catherine de Nef, zice fetelor. Până la urmă, dispare esența. Da, poveștii, Adică, dacă la noi există că... puțin, nu te caută nu știu. Și un judecător, adică acum m-am amuzat un caz în America, o nevastă l-a dat în judecată că ea a considerat. Că -a, a fost abuzată. Un viol într-o seară, după alte da. acte consimțite sau da, așa. Da. Odată l-a dat în gât și a zis, domnule, n-am avut chef și el m-a violat. M -a, m -a violat. Și judecătorul dintr-o s-a asta Louisiana, de Carolina, sud. <laughs> adică în, <laughs> da. încă cu stabilitatea patriarhală, l-a achitat pe soț și a zis, Doamne, nu vă supărați. La noi, în Louisiana, așa am crescut toți. E dreptul fundamental al soțului, din când în când, să mai pretindă chestia asta. Eu n -am înțeles, v-a nu, dar. Eh, ok, hai împăcați-vă și sau faceți-vă două dormitoare sau treaba, plecați de aici, eu nu pot să judec așa ceva. Era o masă mică de lemn, așa, stăteam toți pe... pe, pe. și țăranii nu aveau nevoie de chestiile astea. Erau niște scaune mici, atâta de lemn, masa era tot atâta, se punea, a punea ceva în mijloc, se mânca de mâncat ori cu mâna și ce nu se putea mânca, scâna, se mânca cu lingura, nu existau furculițe, uh -huh. Și sârbunica mai stătea la ușă acolo, așa în picioare. Și el zicea tatăl nostru, parc împărțea pe acolo la fiecare strachină, dacă era de dulce sau de post, nu știu ce, mâncam toți cu tare cu tare, mai spunea la sfârșit tatăl nostru, să ridica, ne ridicam și noi după el. Și când trecea așa pe lângă ea, nu trece și așa, Treci tu, adică, Și la... mănâncă și tu. Și mai rămânea pe acolo. Dar nu era o mare diferență, pentru că și el se jerfea, mi-aduc eu aminte, pentru da, noi nu, copii. Da, adică... nu cred că era văzut ca o treabă... Nu, femeia nu... Nu, știu. nu, dar nu, repet, eu nu i-am auzit odată certându-se sau doamne ferice să ridice mâna pe ea, dar că n-avea cum, ea stătea la 7-8 metri, avea altă treabă, în, în general. Nu stăteau să caște gura, să ștea cu păr, deci aproape nu mi amintesc vocea ei, pe vocea lui mi-a aduc. Și vocea în sat a femeilor nu mi-o aduc aminte, știi cum era. Plus că am profitat din plin, pentru că femeile nu tăiau animale, știi. În schimb, de la 6-7 ani, dacă te băgai, stăteau cu găina în poartă, știi. Și când am aflat că pot să pretind ficățelul sau pipota sau câte un copan, atunci un prin Care ai tăiat câte găină? <laughs> Auzi, da, dacă ar fi să zici, nu știu, ce crezi că ai învățat așa cel mai important de la bunicii tăi, de la părinții tăi, care ți-a folosit toată viața? Uh, am învățat să mă împac cu... Dar nu într-un sens nici al... Uh, resemnării. Obedienței față de ah. Dumnezeu. Adică uh -huh. așa da Dumnezeu. Pentru că la o miliardă jumate cât suntem acum, eu cred că Dumnezeu numai de noi nu are timp, știi? Uh, uh, cred că sensul rugăciunii sau al postului sau al gândului este... Mi-am dat seama de o chestiune foarte simplă. Bă, dacă te rogi sau nu bei sau nu fumezi sau stai cu mintea așa pe un scanner și te uiți pe o bancă, te uiți la o apă care curge, am avut o revelație. Asta este esența... Uh, uh, nu ai timp să faci, nu faci rău atunci. Păi nu poți să spui și tatăl nostru să-i dai lor în cap cu un lemn, știi? Tatăl nostru, ia vine mă, po, care, adică să furi, să minți, să... Uh, nu poți să spui cu o țigare în gură și cu un par de că știi, să fii și... Și atunci când, când, ești cu minte, când ești curat, când te retragi așa la o cabană la munte sau mi-am făcut eu un hoceac undeva și stau acolo și mă uit dimineața, n-am alte gânduri. Nu mă sună, mă, salut, la revedere, le zic că de la ProTV, bă, gata, cât, în... Dar ai fost dintotdeauna așa sau s-a întâmplat da, la un moment da, dat? Adică da, ai avut, da, da, nu, știu... nu am nu. simțit, deci când, când șapte ani stai la țară, ăia sunt șapte ani de acasă, uh -huh. șapte ani mei de acasă sunt de acolo, da? E, am plecat tot timpul cu nevoia de a umbla de sculți, cu nevoia de a, a trăi în lucruri simple, cu nevoia de a mânca cu mâna, cu nevoia de a uh, sta cu... Eu pot să mănânc singur, adică... Uh, Chem pe cineva, acum sunt singur, știi, mă duc, portarul de la cartierul ăla, da. Adică, îmi face plăcere să. Deși masa era într-o completă, în post, la adică e altceva, știi, dar bucuriile astea simple, știi, scăldatul, mersul pe jos, deci. deci efectul este că și astăzi eu nu am era ce, ce prin pun iarna puțin, vara umblul desculț în niște pantofi sau tenis și mi-am luat două hectare aici la Buftea, în care am o bucurie, știi, să merg desculț, să merg, de sculț, să merg de sculț până în casă, până iarbă. Deci, când Simți vezi... Simți tu că asta te încarcă, nu? Da, nu simt, te... dar e, e evident, adică dacă vrei să-ți încarci telefonul, îl bagi în priză. Dacă vezi în Tokyo oamenii care se dau jos din mașină, se descalță la trotuar și se duc la primul copac și le iau în brațe stau cu frunte așa, pentru că nu mai au natură nu știu unde. De, nu, deci nu există cât de idiot să fii când uh, 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 și, și orașul îți permite să se zice acest contrast. Uh, de ce, cu toată marea noastră și cu toate uh, astea, de ce totuși pădurea, muntele, cascada, apa îți procură o liniște? Munt, vârful, aerul, nu știu, adică nu numai că te apropii poate de Dumnezeu dacă e El e sus, dar de ce oamenii aproape în toate cazurile se dezbracă atunci când se iubesc? E ceva retrograd, e ceva sălbatic? Nu, este, este ceva care ne întoarce la natură pentru că se poate și într-o parcare, așa pe repede înainte, într-un lift, undeva într-o înghesuială, să zicem. Dar sentimentul de plin este atunci când pielea care este... Eu am rămas uimit și că tot pielea, pielea... Nu, frate, uh, uh, am aflat odată de la un dermatolog că este un organ, este cel mai mare organ pielea, nu știu, are 6 metri pătrați sau cât. E, uh, dacă te ciupezi de vârful degetului sau de cot sau de asta, Simți că te. Deci, împlinirea aceea, cum spune Platon, a celor două sfere, bărbatul și femeia, e la cu nai n-ai cum altfel. Și atunci, <laughs> înțelegi de ce. Lucrurile, lucrurile care sunt cele adevărate mai... da, da, da. sunt simple mm. și sunt acolo. De ce uh, o carne adevărată e, ajuns, e de ajuns să-i pui puțină sare și. Ne, la poți să-i pui nimic. De ce o bucată de uh, pâine cu untură sau știi că acum tot, toată emisiunea tot să mă gândesc la țară, știi când dulcele erau bucată de mămăligă rece cu magiun de prune. Da, sau, dar ce bun era caldă cu lapte rece. Sau fructe, mm. da, da, da. Sau fructe punea bătrânul, tăia niște gutui, ce se făceau, pere, prune, mere, le tăia sezon. felii așa și le arunca pe șindrilă până da. toamnă. Și iarna le băga puțin în apă și mâncați, mă, dulce, adică poamele, zicea. Acum sanchi sunt aparate de deshidratat fructe și se vând în pungulițe cu, nu știu câți lei la magazin. Cu etichete? Da. Deci Auzi, toate lucrurile astea simple, știi, să bei, de, deci de, știi că ți-am spus uh, cu perna, dar de, 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 câteodată, cu toată mă, știi, se, ți se face sete și nu, nu ți se astupă decât cum o apă așa și -o bei Ah, și ai și eu ca din cea mai rece și scumpă șampane franțuzească, știi? Pe Aurezi... dacă o bei, o savurez. Mă, dar fără apă la timpul ei, nu mai pus să savurez șampania. Spune-mi, când erai mică, zicea cineva povești? Aici s-a întâmplat altă poveste, altă situație. Deci, din cauza faptului că am luat-o repede singur din viață, în viață, Taikumi m-a dat, la, el era militar și pleca, toată toate ziua și venea la câteva luni. M-a dat la prima lui gazdă, în Timișoara, pentru că el, a, înainte chiar să se căsătorească cu câteva luni, a, a venit în Timișoara ca. și au stat acolo împreună, în gazdă, nu știu. Ce. E. Doamna asta, care avea vreo 60-70 de ani și era și un guroi, când știu. Ce, nu prea rupea bine românește, deci nu prea comunicam adecvat, dar avea niște cărți în casă și îmi chipuiesc că pe la patru ani așa de, de, de unul singur am început să, să citesc și am descoperit povestea asta extraordinară care se ascundea. Adică eu n-am avut jucări. Primul trenuleț electric mi l-am cumpărat când am făcut lumini și umbre. Atunci mi-am luat bicicletă Uf. și trenuleț electric, care a fost visul meu din cauza unui copil mai avut. Și ciocolată ce mai ne dădeau muncitorii de la Candia, că stăteam între Candia și fabrica de bere Timișoreană. Deci, și vă dădeau și bere. Ne dădeau, Azi bere, ciocolată. ne dădeau și bere, dar nu ne dădeau și... Bă, erau niște sticluțe de ciocolată umplute cu lichior de viște. Deci umblam matoi prin clasă, aia, pe la școală. De mâncare, sugeam o, o, sticluță de, aia de ciocolată și îți dai seama la vârsta aia. Altfel din, din era trei matematica. sticluțe... Ce, din trei sticluțe eram cu ochii strălucitori Așa, și ai început să citești. Da, da, da. da. Poveștile le-am descoperit uh, 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 fără nicio intenție. Nu știu cum să spun. Ducându-mă la grădiniță uh, uh, am început să inventez uh, chestii. De ce întârziam sau de ce nu -mi făceam micile teme și asta din clasa întâi încolo. Uh -huh. Și... Uh, um, <sus> Lumea căsca gura și educatoare sau învățătoarea chiar punea botul, știi? După care îți dădea seama că e absurd. Adică Dar nu... îi plăcea povestea. Cele mai valoroase povești sunt cele care, pe o canava absurdului, au toate ingredientele normalului, știi? Adică eu nu spuneam că am murit bunica sau că mi-am uitat caietul acasă sau că s-a luat lumina sau că nu știu ce. Nu, începeam o poveste cum s-a oprit o doamnă în fața casei și i s-a făcut rău sau și-a pierdut poșet și atunci am vrut să mă duc, să o caut, să o duc. Adică niște lucruri atât de absurde <coughs> dar, dar foarte credibile. Uh, 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 Garcia Marquez spune... Uh, nu contează viața pe care ai trăit totul, ci contează cum o povestești, dacă asta e mesia. Și atunci asta este, știi? Darul ăsta nu-l au mulți oameni. Și atunci eu, propriu zis, nu mă prea pricep așa la nimic, știi? Dar... Uh, uh, dar eram, de a spune. Eram foarte bun la, Da, când am dat la regie de film și de teatru, eram niște. și am constat că eram. de asta, adică, făcusem și actoria cu 10 ani mai devreme, da? De exemplu, ți se dădeau trei, cu, trei chestii, un, un substantiv, o stare și o nu știu ce. Și făceam câte o poveste din asta la care eram foarte bun. De exemplu, mi-aduc aminte. Aveai și imaginație. Da, buna. da, da, da. Mi-aduc aminte acum de una, nu știu. Uh, erau toți colegii mei asta în clasa 12 -a la am, am ajuns la olimpiada de română pe țară, singura olimpiadă nu știu cum dracu am ajuns acolo dar din cauza acestor compuși, restul nu mă și a, stăteam așa cu copii din toată România și a venit așa a zis Aveți trei ore să scrieți uh, să continuați uh, propoziția uh, uh, enigma Otiliei după ce George Călinescu a terminat romanul mm. Mamă, i -au paralizat Pă, că eșa din... Am luat-o -o pe am dus-o pe la Atena, cu -o, a răpit, a venit un prinț, un țară, un cu... adică nu pot să... Adică nu pot să... Uh, uh, știi cum e? E un banc, uite, mi-am să aminte de el. Soțul meu bea, doamne, Păi nu, că se duce la Cârciume și cu oia și se distruge. Și, nu știu, duceți la casă și să fie barul plin de toate. Bă, mie, gata, ce, rom, rom, o bere, o bere, 11, 11, un vermut, un vermut. Gata, se stingea pe picioare, se usca, nu mai putea să ridice mâna, să sufle nasul, să te ableg așa pe un taburet în hol și zice, uh -huh. domn' doctor, moare, gata, moare, a slăbit 40 de chile, nu mai vede, nu mai aude nimic. Nu Doamne, duceți-le înapoi la cărciumă, nu știu ce să facă. Îl duce acolo, asta pitită după o perdea. He unde ai fost, titele? Bă, să mă mama, țineți minte acum șase luni când am ieșit de aici, pac, mi-a dat una în cap, băgat un am băgat într-un sac. M-am pomenit la Constanța într-un container, am ajuns undeva în Hong Kong. Aia se băteau cu ea de la Pekin, de la Pekin, pac, a venit unul cu un mi-a pus ceva într-o băutură, m-am trezit în Africa, într-o mină de diamante. Am stat acolo, mi-am băgat trei diamante în cură, am evadat, am notat până în Panama. În Panama am venit cu unul, cocaină, am făcut dres Columbia, am luat o fată, am divorțat Hollywood, am apărut și într-un film cu Hollywood, cu Auzi, la Hollywood, m-a arestat, am făcut, am săpat de la Sing Sing până am ajuns am notat ceia de la Alcatraz, am notat tot Atlanticul, frate, mai niște japonezi, a venit pirații nigerieni cu tare, nu știu ce, și cu tare, în sfârșit, și ne-a luat FBI, ne-a dus acasă ce vrei. Eu vreau acasă la mine, la băieți, la Alcatraz. Și asta de după perioada, Unde dracu ai fost, mă, tot toate astea? Ei, <rătă> vezi, <ră> mă, <ră> de <-i> ce mor pe picioare? Adică, Băutura povesti... Uh, știi? Uh, uh, arta povestirii e o... Uh, uh, adică nu e nicio artă. Te naști cu ea ca și ăla care face aritmetică sau care poate să zboare cu un avion super... -sum. Fiecare om, până la urmă, și nătânge, și nătărăie, și inutili, sunt născuți pentru chestiunea asta, pentru că lucrurile nu mai pot fi controlate la 8-9 miliarde de oameni. Dar... Uh, Uh, știi cum e treaba asta? Te la librărie și vezi cărți cu bancuri. E, ia și ci, spune și unul zice într-un fel, unul zice în alt fel, nici nu contează. Nu, unii le zic cum trebuie. Da, da, da. Păi da. Uh, ia Hamlet, ia Caragiale, cărțile uh, Shakespeare de 400 de ani în bibliotecă. Numai unii fac roluri pe care ni le aducem. Uh, sau, știi. Dar în liceu te-ai hotărât să dai la teatru? Aici a fost o chestiune foarte simplă, pentru că m-am dus să zic o poezie, nu știam cum să scap de gramatică, de chestii de, de, de genul ăsta și de toate alea, chimie, fizică. Și diriginta care era de română s-a prins că la compunere eram bun și chestii și a început să vorbească cu el, la spus, bă, lăsați-l în Nu mă dau, trebuie să știe formula zahărului, la ce-mi folosește mă, Andree? poți să să-ți folosească în viață. Doamnă, să mă morcă dacă stau cu una pe bancă și e să ne mozolim, dacă îmi cere aia niște zahăr, mă duc și îi cumpăr, dracu, două chile, trei, ia fă, că... Mă, adică nu, te rog să-mi spui ce h o h c h o Aha, și atunci urcăm sus la tine. Sau radical din trei de zahăr să mă iei. Ce să zic, știi? cui folosești? De că te faci avant, te pe chimie și pe fizică și pe matematică. Dacă vrei să fii om și te trezești cu o gagică tare undeva într-o ăsta și n-ai nici chei, n-ai nici ce n-ai nici bani, n-ai nici mașina la tine, n-ai cu tare, e, aici începe... Aici începe... Testul adevărat. Aici începe distracția, știi? Cum se atrage atenția? Exact zicând cele mai neauzite, știi, deodată ridici vocea și spui, când am fost cu prințul, gă... o, și se întoarce peste tot cu ghiuluri, cu perci, care a fost cu prințul? Eu, da, îți, povestesc eu lift, îți povestesc un lift în Titan la etajul 8, <laughs> care, știi că eu am o rulotă, de exemplu, și îmi place să stau visul meu, am fost să locuiesc într-o casă pe care o să văd dimineața într-o secundă și îmi plac rul, și am o rulotă miștoasă. Și mai se întâmplă așa câte un, un concubinaj de stare, da, și da, da. cu da. Și unde, ai, da, bine, da, stai, da, hâr, da, măr, da, să știi, da, numai pe cafea și plec și pisic. Să nu, nu ne trebuie dăm să intri. Stăm în prag așa, deci, și cu tare și cu tare și zic, da, am camere, pot să dormi unde vrei dacă ne... cafeaua e bună și... Și când deschid ușa aia, ce asta? Asta e toată casa, zic. Ce să mai eu, frecăm. Deci zim, hai să ne întoarcem. Ai ai să dai la teatru în liceu, Am hotărât da? să dau la teatru pentru că am spus o poezie la serbarea de sfârșit de 11-a uh -huh. și aia a zis: "Mamă, ce mișto." Deci a făcut să liniște în sală. Și a zis: Bă, "Ia uitați mă la asta, cum." E. Și m-au trimis la faza pe oraș. Uh -huh. La faza pe oraș am câștigat a fost faza pe județ și de la județ faza pe țară. E, la faza pe țară a venit o, doamna Beate Fredanov Dumnezeu să o gândească la institut și încă cineva asistent și a zis bă băiatul, ia vină încă acela. Le zici frumușel așa, ce vrei să faci tu în viață? Eram și frumușel, zic pozele vrei <laughs> subțirel, brunet, părul tot în cap. Uh, și zic, nu știu, habar n De fapt vreau să rămân în Timișoara să iau vegeta cu 2 lei și să o vând cu 4 lei. Ca să sincer, La noi vorbim. se cheamă bișnițari. Da, da, acum se cheamă business. Businessman. Deci yes. nu mă interesa absolut nimic inutil pe lumea asta <laughs> decât să spun ceva, am o carte acasă cu 100 de miliardare ai lumii. 98, n-au terminat clasa 10 <laughs> dintre ei, pentru că atunci când stai cu capul sub apă sau un microscop, n-ai timp să vezi viața. Ăștia toți pe la 12-13 ani au văzut câte o chestie, au combinat o Mă citești Richard Branson, uite, vine în cap care... El a văzut că plouă în Anglia, nu știu ce, a luat discuri, a dat un telefon public, s-a dus la librărie și a spus, dacă eu pot să-ți dau banii peste trei zile, dacă vând discurile, a luat birou Branson, pa, care le la poște zicea, vă plătesc cramburs când vine la Primul milion de lire sterline l-a făcut la 18 ani vânzând uh, uh, LP-uri din librărie, pentru că englezii erau uh, leneși, beți, ca să se ducă la librărie să cumpere librăria pentru unii fiind chiar jos. Și te-ai loc... că faci și tu așa un milion cu vegeta? Cu niște benzină, cu asta, cu ce să da, mai da, putea da, face pe la Timișoara? Putea zic așa. așa. Am colegi care au făcut bani, da. bani frumoși până în 89. Dar? Te-a uh, deturnat doamna asta cu teatru, ia Da zic. da da Da, 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 pentru că... Uh, a zis, ești drăguț, da, vorbești odată, bine. Da, da, da. Nu, absolut sincer. Am spus, bă, mă duc. Mă freca taică, mă Bă, uite, toți colegii tăi, filologie, da, 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 from, zic, știu, filologie. Zic, am, îmi plăcea mie de una Mariana deci mi Mi-a și zis, bă, dacă nu intri la filologie, nu ți-o mai arăt. <sius> <sus> Ce să zic, zic? O motivație serios. Da, 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 da. Și zic, ok, mă duc. Da, tai că tu era de acord, adică i s-a părut ok nu să dai la teatru? Nu, mi minte și acum în gară. Bă, unde, dintre toate nenorocile, s-a interesat și pe... Deci când am dat eu, erau în 75, erau 8 locuri pe țară, era doar la București facultatea, 8 locuri și eram vreo 300 pe loc. Deci inconștient, total, știi? Și a zis, unde te duci tu, tata te acolo? te M-am dus acolo... Să murim de foame. Se uita la mine Dem cu Cote colga Tudorache. Ei au fost în Rău. comisie? Da. da. Mm -hmm. Dumnezeu să i odihnească pe toți. Și au zis, bă, am pomenit cu unul așa, Vâlvoi. Cu cine te-ai pregătit? Cu nimeni. A, nu foc să deloc pregătit. Nu. Ia zi. Și exact la asta m-am remarcat. La improvizație, la compunere și la uh, incandescență, ca să zic așa. Dar eu mi-am spus pe tren. Și mi-a plăcut că nu trebuia să învăț decât... Uh, două poezii și un monolog, n-aveam... Uh, nu avei Mă pupam cu una prin oraș pe acolo, știi? Uh. Cu mai multe. Și la un moment dat strigam, Rodica, Rodica, și și mă să pe geam între rufezi. Rodica nu mai are timp să-și pierdă vremea. Uh. Dar ce s-a întâmplat? Adică eu eram pierzătorul da, de da, vreme, da, știi? Da. Uh -huh. Rodica învață la oase, era cu una... ea intrase la medicină, cu una... uh -huh. era mai mare cu un an și... Uh, Rudica învață la oase. Și... Zim. și a, pus iar. Hai, hai. Are 3000 de pagini de citit pentru examen. Deci, brusc, l-am auzit pe Dumnezeu în ureche. Fraiere, trece viața pe lângă tine. Cum adică să citești 3000 de pagini pentru a și. Și la anul apare altă teorie rusească sau americană sau Sigur că oasele în corpul nostru, sunt pe acolo toate. Dar poți să le vezi diferit. Așa și ți-ai zis, mă duc intru dacă nu. Da, o dată. Nu. Da o dată. Dacă nu intru, mă întorc, am zis mai bamită. Și am intrat. Și de acolo s-a schimbat toată viața mea. Dar te plăceau fetele, mă, și eu le plăceam pe ele. Da, nu? Dar ce fel de fete îți plăceau când erai Cel mai la știi ce e pe lumea asta. Să-ți placă fetele. Nu. Să. Să-ți placă ție de niște fete și lor nu. Fai! Aici e dureros. Păi ce, dar nu i se întâmplă oricui se întâmplă. asta la un moment ba, dat? da, ba, da, 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 fi să fie. Și ce făceai dacă se întâmplă asta? Depuneai efort să le convingi? Deci dacă aveam... Uh, uh, nu, pentru că de atunci am început, am început să-mi placă teatru și să... To -to, mm. Toată viața personală, cred că de la 20 de ani am, eram turbat. Deci stăteam 20 de ore numai pe scene, pe repetiții, pe un institut, pe acolo. Și viața asta a devenit paralelă. Deci, uh -huh. iubire, femei, plimbări, copii, familia personală, o leacă sacrificată. Asta este pentru că nu e o meserie pe care să o faci de la 8 la 4, închizi și pleci acasă. Te arde de dimineață până seara, te gândești cum dracu să faci, să-ți iasă rolul și sau cum a Să fie fost, mai sau... bine, să fie mai altfel. E o nenorocire, uh -huh. dacă care te, te mănâncă 24-28. De-aia, într-un fel... Trebuie să știi că până pe la 1700 actorii nu erau îngropați în cimitire alături de ceilalți oameni care știau că, că suntem posedează. Și în mod normal, un om când și-a închis tara, vă acasă și face altceva. Nu, actorul face de dimineață până noaptea cam același lucru. Fie că filmează, fie că... Ca să trăiască, toți fac mai multe lucruri. Îl vezi pe Pacino, am văzut imagini cu el cu Deniro, aia sunt nebuni, adică stau, repetă câte șapte ore, cum să intre pe ușă, cum să vadă. Îți dai seama. În mic am făcut și noi toți asta în România Și viața Viața unui mare actor Nu e cazul meu nu, Personală nu există Uită-te la Deniro, la Pacino, la Nicholson Au niște da, copii cu ca. unele pe acolo Și voi, toată facultatea nu spune Că în facultate aveați o grămadă de iubiri De nebunii, de aventuri De povești frumoase Asta asta, asta. asta a, nu e ca și cum. Erau, erau Să le zicem aventuri Știi de ce? Pentru că dacă până la 18 ani Umblam ca era în Timișoara, era, se cheia unul Câinele lui Jvarț. Era un evreu care plecase în Israel și a rămas câinele. Și umbla săracul câine până toată te găsești. a da, că uite, bă, de Câinele fripos. lui Jvarț. Apărea pe aici, pe 15, zici, că era Batman, știi? E, dacă atunci a, îndrăgostitul și ăsta era pe streașină, pe suferință, pe țigare, pe pândit, pe filat, pe dragi, pe lați. Le scriești o poezie, le cântai Mai ceva. ales când nu ți se răspundea de ce echivalent. După ce am descoperit teatru întâmplător, am făcut o pasiune atomică pentru el și toate chestiile astea au devenit... Secundar. Fă vrei, cumva. bine, nu, la revedere, n-am timp. Nu te crești, nu te-ai îndrăgostit niciodată când erai student de vreuna de adevărată. m-am îndrăgostit, am și căsătorit. Adică da? luni am cunoscut-o, vineri am fost la sfatul popular. Uh -huh. Cu săraca nevastă mea. Deci, și, na, și exact, pentru că era în aceeași școală cu mine. Și Că altfel nici nu vedei. A trecut Olga, eram în anul 3, intram și era în anul 1, se pregătise cu Olga Tudorui. Și m-am uitat așa după ea, zic, mă, ce bună. Păi și, și cum? Olga zice, și de ce e altfel decât toate celelalte, de fapt... știi? Nu, nu ți-ai explicat și niciodată, a fost o treabă. Chestiunea asta intră. Deci... Știi că putea să fie o altă aventură, care este tu aventurilor de nimeni, care vorbeai nimeni, și, uite, nimeni, că nu. Nimeni, nimeni nu zice, Andreea, bă, ce faci? Uite, plec acum aș vreau <lip> să fac o pneumonie sau să răcesc, <lip> 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 știi? Sau să-mi rup piciorul, nu. Dar știu de imediat în... că va fi altfel, altceva diferit după ce ai cunoscut-o? Îți povestesc scurt de tot. Am văzut-o, am zis pe gură ce bunăciune, m-am pomenit cu două palme, Olga avea o palmă foarte grea de, mi-a sunat apa în cap și a zis, dacă te iei de această fată, te las repetent e stau Atunci trebuie să-mi ia, iau mă de iau. această fată. Bine da. că mi-ai zis. Și uh, m-am dus la ea după o de deschidea că era o discurs, o discurs la Casandra de, de, asta, de început de universitate, uh -huh. și am zis, uite care e treaba. Vreau să te cunosc. Așa, scurpă doi, da, de ce? Pentru că ești, E dracu. prima zi, <laughs> nu, nu, da, și bizbunită râs. De ce? Am văzut că stătea. Ce crezi că dacă ești mai mare și ești la Olga Tudorache, gata, îți orice? Dar de ce vrei să mă cunoști? Zic, pentru că e prima zi de școală. Și dacă nu te cunosc din prima zi de școală, o să te cunosc, o să te... te cunosc se, alții. Se întâmplă alte <gâng> 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 și am început să râd ca proastă. Și am zis, bine mai să mâncăm înghețat. Și am zis, vineri, ai hai să ne căsătorim. Exact ca în Tanța și Costel. Să uită la mine. De unde ești? Din Timișoara. Dacă mă duci la ai să mă... Tăi cum se recăsătoreste. Da, că am luat trenul de noapte așa și... atunci cred că și-a dat seama că... Dacă mi-a deschis ușa și a zis... Ce s-a întâmplat? Mi-a și zis în hol, dacă e gravidă... Rezolvăm. Aranjăm ceva. Da. Nu, bre, nu e, nu nu gravidă. nici nu o cunosc. Nu brecă, nu cunosc. Nu, da, abia o cunosc de, -o de da, te... să... Dar deja vă pupați să nu știu ce, sau... Pe tren, pe tren o leacă, așa. <laughs> Nu ai să râzi, chiar a fost uh, așa ca... Platonic. Ca noaptea anunții, ca să zic așa. <laughs> păi n prea avem unde da. până de luni până vineri. Și... Da, zilele de luni și până joi. Păi am mă ți spun imediat și termin povestea. Mm. Și atunci, atunci a că chiar i-a zis, ce băi, fetiți, uite care Cred că vorbește de serios de deci, ce. Am auzit multe fete pe, la ușă, pe la telefon, dar niciodată n-am văzut -o pe una. La... Deci cred că e o treabă serioasă. Iar nevestica mea, săraca, mi-a zis după vreun an, doi, pentru că un an a zis stai să vedem, să nu știu, socotele de astea, nu erau atunci așa științifici, în 78. Dar m-am prins că dacă veneam eu așa mai încălzit, zicea, stai puțin, să nu știu ce, să apa, dușul, aia, stai, mama, telefonul. Și m-am prins când mi-a zis, zice, vreun an jumate, doi, știi? Adică nu s-a ferit cumva să rămână însărcinată. Uh -huh. Și Eu nu înțelegeam eu da, prea da, bine socotelele astea, știi? Da. Stai, nu, acum stai că să-i pierzi lumina, vecinii, în fine. Și mi-a zis, ce, ba, am zis că ești nebun la cap și dacă ești nebun un, an, îmi dau seama. Dacă... Dar vă căsătoriți deja? Da. Păi, și, da, și ea curajosă, Și a nu? zis, da, dacă una... Pentru că știi ce s-a întâmplat în săptămâna aia? În, de luni până vineri? Uh, deci, uh, nu, nu, nu. După, deci, uh, după a, ce ai fost la Timișoara? A fost -a o chestie a? gheboasă de tot. Ne-am căsătorit la sfat, după aia tot mă duceam la cămin, ea, la masă. În fine, deci eram căsătorit la sfat și la biserică ne-am dus după vreo șapte ani sau ceva de genul ăsta. Mm -hmm. Dar vineri am fost la sfat, am fost cu colegii la un bufet de statul, mm -hmm, și mm -hmm. ceva Și luni marți... Uh, am condus acasă, căsătoriți fiind, și a zis, ce, poți să mă conduci până sus? Opa, zic, da, e plecat o săptămână, mai chem. Param, param da, și s-a da, da. consumat căsătoria, ca să zic așa, le, e, trupește, deși legal <laughs> sau e, a, fina, e, contabil, e, scârțogărește. O, frate, și cu tare, Și pe la trei noaptea m-am gândit că trebuie să plec la școală. Eu venisem într-un tric mai eu, cu niște chiloți și cu niște teni și cu niște cerapi. Și până la trei noapte m-am dat jos din pat și m-am dus la baie și îmi spălam tricoul la sub braț. Ca militariști, știi? Cerapii torceam, torceam bine că se usucă mai uh -huh. și să mi-i pun sub pernă să uh -huh. se usuce. Și asta a deschis și a zis. ce faci aici? Aștept ce tramvai. Faci? Ce faci aici? Păi îmi spăl tricoul și cerapii și chiloți. Aha. Dimineața m-am mai dus să mai dormim o leacă și dimineața m-am trezit, am făcut niște. o, o, un ceai, o chestie. Am îmbunătățit eu pâinea cu Zacosca, nu știu, știu. Interesant. Și pe urmă îi spunea ea unei prietene, de ei după mm -hmm. 20 de mm -hmm. ani de zice, bă, fetelor, că l-am văzut că spală rufele, cu Asta e. face mâncărică. Asta că... e, nu mai dau drumul. Păi cu mâncarea a fost foarte simplu, după aia m-am mutat acolo, stăteam cu sora, în casă, nu știu ce. Și a făcut sacre de mâncare prima duminică. mi-a fiind din Basarabia, cu sfeclă, cu smântână, cu borș, rusesc, în fine. Și, mai sigur, interesant, dar parcă. A, nu-ți place, nu? Erau niște femei foarte directe, așa. Ba da, dar... Uite, hai să vedem și cum faci tu de la tine din bară. Ce am făcut? O găluște, supă, cu tare, o stroper, Hai că lăsăm pe el. Mamă, asta gătește mai bine ca noi. De azi da, înainte mamă, tu gătești. Sa... Da, adică așa întreagă. Făcut făcut fac... Nu ai făcut bine. Ba da, pentru că chiar îmi place să să gătesc. Deci pentru mine cum spun francezii adică știi, deci gătitul pentru mine este al doilea lucru după dragoste după amor. Deci a găti și-a gătit pentru niște persoane dragi este cel mai senzual lucru. Cu putință, spre care mă și drept așa încet, încet. Stai stai un pic să ascultăm și o melodie frumoasă. Cine-i dat aici? Uite că-ți place Lone Again? Aha. Gilbert O'Sullivan? Da. Yeah. La Radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Florin Călinescu este invitatul meu de astăzi la radio. Ai rămas prieten cu colegii de facultate? să spun de ce, pentru că asta e melodia ah. care, uh, vă 3-4 ani de zile, uh, deschidea și închidea duminicile celor singuri la proiect. La fapt. Fapt. Uh -huh. Uh -huh. Oamenii, pentru mine este, natura umană este extraordinară. Se întâmplă să merg pe stradă și fiecare să-mi spună de altă ediție a chestiunii zilei sau de alt sketch chestiunea zilei și foarte, foarte mulți oameni să-și aducă aminte de acea emisiune de radio. Din păcate, o anumită categorie de spectatori spun mi-a spus mama despre dumneavoastră. Să <laughs> <grijai> știi că mi se întâmplă Ma, și mie. Deci mama e moartă. Mama e moartă. Putem să facem o poză? Pentru că să-i arăt, zic, da, scumpă, mai facem. <laughs> Zi-mi -mi apropo de facultate. Dacă au fost mulți colegi cu care ai lucrat, cu care ai rămas prieten și după ce ai asemnat facultatea? Am <grijai> rămas câțiva în... Deci sunt prieten ok cu... Cei care mai sunt pe aici, în primul rând, când au plecat în sănătate, sunt prieteni în continuare și comunicăm cu Adriana Șchiopu. Ah, ce bine că Comunic ai zis de ea! ea să, știi că am și... Goțu, da? să știi că am vorbit cu ea să-mi povestească de tine cum erai student. Ia auzi. Ia, Ia? Lorin era foarte bun, adică din prima zi se vedea că are talent, că e bun, că are umor. Și un actor pe care puțină lume îl cunoaște: că el nu e doar de comedie sau nu știu ce, e un actor cu multe valențe. Ați observat de la început că avea ceva special? Da, el era special de la început. Și Florin, cel pe care nu știu, noi nu-l vedem la teatru sau la televizor, sau cum este? Cum e prietenul Florin Călinescu, omul Florin Călinescu? Păi, el poate fi prieten, ceea ce e mai rar în ziua de astăzi și așa, când nu te aștepți, dar el e acolo, e prieten. Și în ciuda unui comportament aparent arogant sau dacă nu-l cunoști, poți să spui asta, e un om sensibil și foarte uman și foarte normal. Dar credeți că arată așa, să zicem, pentru că este un timid? A, da, este, este un timid. Florin este un timid. Există ceva ce ați spune că ați învățat de la el de-a lungul timpului? Viața l-a încercat foarte mult pe Florin și asta știm, dar ce am observat și ce am apreciat, că și le-a dus cu decență, numai el a știut. Aveți un mesaj pe care ați vrea să-i transmiteți? Nu i-aș spune decât floricică, atâta tot. <laughs> floricică. Da. Și ce mă gândeam timp ce zicea de decența asta cu care trăiești tu, dacă acum că mi-ai povestit, cred că e legată mult de, uite, ce ai învățat tu de la bunici, de la străbunici, la felul, nu? De felul lor de a privi viața și lucrurile care pur și simplu ți se întâmplă ca niște fapte de viață. Bunica, străbunica mea spunea și bunica mea pe care de consecință un lucru care uh, am încercat dacă uh, uh, spuneau așa, mi-au spus, bă, dacă poți să faci bine oamenilor, fă dar nu le fă rău, știi? dacă s-a întâmplat să fac vreodată rău, este total inconștient de genul, nu știu, arunci o potcoavă în spate și îi spargi capul cuiva. Dar această activitate umană care este foarte bine sedimentată în omenire, în omenirea consumului, pentru că oamenii când au viața de astăzi raportată la bani și la a câștiga și a câștiga tot felul de lucruri de consum cu care aștea te împie, te face să Părăsești zona umană, adică te devii un dobitor care te duci să performezi, în ghilimele, ca să câștigi cât mai mulți bani, ca să faci lucruri inutile cu ei. Și abia atunci când începi să tușești. Constatează da, că nimic din toate astea nu te mai ajută. Dar crezi că trebuie să ajungi să-i faci, să ai toate lucrurile astea ca să ajungi la concluzia că, de fapt, nu sunt atât de folos pe cât credeai? Așa ai? este educația de la Revoluția Burgheză de la 1700. Milioane de ani omul a muncit pentru el, și ți a spus de stăpânul mei că tot ce aveau nevoie produceau în casă și nu au avut nevoie de bani și nici măcar de spitale. E bine, când o clasă burgheză a început să se gândească la profit, să facă mari averi pentru ei. Au atras această lume din uh, matrița familială, personală, da? uh, să vină să lucreze în niște întreprinderi uh, pentru ei, uh, legându-i de salariu. Și atunci, omul, astăzi, este dependent, ca de un drog foarte puternic, de salariu și trebuie să facă, să dragă ca să-și ia salariul și cineva zbiară la el și trebuie să ajungă și în întârzie și în trafic și copilul și se înstrăinează, se duce în străinătate și face aia și nu-i ajung și ele se scumpesc. Păi cum au trăit oamenii 100 de ani fără să -i știe prețul gazului sau telefonului mobil sau televizorului sau al școlilor sau chestiile astea, trebuie să-i scot din pământ să-i întreb. Au trăit foarte bine și noi nu mai avem decât să trăim 100 de ani, dar probabil doar ca să fim mai potenți, mai tatuați, cu o mașină și mai performantă. Adică nu credeam că ajung în timpul vieții mele să aud că elemente care făceau din parte din viața lor naturală, adică să mâncăm bio, să mâncăm slow cook, Păi știi ce înseamnă slow cook? Adică ce punea bunica mea în în dimineața la 4 și fierbea până pe la 2 și mai e slow cook. S-a inventat și o cratiță, crock pot. Adică să stea femeia sau bărbatul la uh, televizor sau să facă altceva, aruncă acolo niște chestii în tigaie și ea, ea lucrează acolo, mai trebuie să te uiți la surcere și poți face faci altceva. Altceva ce? Că atunci te gândeai că faci pentru bărbat, to pentru copii, te Am sigur, să fac, să drec, să... Alo, conduceți imperiu cât e profitul? A venit tabla din China, s-a tras. Cu ar trebui toate fărașele astea? Nu știu. Ce să faci? Dar crezi că mai există varianta unei da. întoarceri Tot, la... Totul este... Totul... De, ce deci, spui tu? Să, să terminem în Nu ți se pare că noi vrem să trăim cât mai bio, cât mai eco mașina să fie acum cât mai electrică, cât casa verde, cu balegă pe ea, cu uși, cu ăsta. Când, iată, cu 50 de ani s-a trăit. În 50 de ani am atins o viteză extraordinară, dar e ca și cum investește în or, găsești niște fraieri care se bagă într-o nacelă și zboară spre Marte. Bă, unii vor chestia asta, bagă bani în chestia asta, să fie sănătoși. Dar da, da ea abia așteaptă să se întoarcă acasă își pierd uh, instinctul, gravitația, vorbesc cu familia pe un microscop acolo cu ei, cu tare. Noi nu suntem făcuți, sau suntem făcuți, că mă uit pe Discovery, că extraterestri, că ăia, că cu tare. Bă, foarte bine. Eu nu sunt făcut. Cred că extraterestrii ăștia i-au făcut pe unii, pe ăla de vorbea în fotoliu la lui în gât, sau cum îl chema, pe Hawkins, pe Einstein. Înțelegi? Eu nu cred că extraterestrii au făcut experimente ca să ajungem 8 miliarde de salariați, și Dezumanizați și așa mai departe și să nu știm cum să ne vedem. Deci, facem dragoste în pielea goală, ne simțim bine la un grătar, nu la ram să ai șapte stele, unde te duci acolo, dar știi, m-am dus și eu la Londra odată și zic, mă, sunt foarte curios pe latura culinară, știi? Și uh, zic, să mă duc la un restaurant molecular. Am simțit că nu e bine ceva din fizică, din, din chimie. Ai zi, că nu mă, e bine de la titlu, da, da, da. De cum sună? și zic, vreau un ciolan cu fasole, să zic, știi? Ce și moleculă? Vine la, și vine la cu o farfurie cu patru pete maro și cu șase pete bej. Zic, să mor, ce, ce ești, frate? Păi și asta e maro, sunt ciolanul și asta e să mor tu. Și o supă de dovleac, cu o eprubetă mică așa. Ce Vezi? face cu asta? Ne dăm prin păi era cu molecularul. Nu, iubita mea Pentru că deci, nu ți-a plăcut deci, chimia Deci Asta eu e cresc niște chestii pentru prieteni și pentru mine mai tai câte o găină Îmi pare rău O cresc cu demnitate Nu o stresez Nu sunt barbar Pentru că nu pot să mă duc la nesfârșit Să, să cumpăr cancer de la magazin Bale dracu, boarfe găinile astea Într-un an de zile Nu faci un chil una la mine cum să fac în șase săptămâni la magazin uh, un kil, jumate, două kg și am pus-o în tigaie, psst, a fugit apa cu sare din ea și cu hormon de creștere. Păi e natural și astăzi copiii sau rășinii și... Dar noi puțin cam tare, adică, știi? Da, pentru că te Sau cu tare. Păi nu că te obișnuiești sau nu te obișnuiești, dar... Uh este absolut uh, uluitor. Nu există nu există uh, trafic de carne vie, de armament, de droguri, de ce vrei tu, uh, business mai mare decât industria medicamentului. Auzi, dar acum pentru că vorbim de, de unde eram și unde suntem. Unde îi zice că suntem la 30 de ani de la Revoluție? Ce-am pierdut, ce-am câștigat? Uh, n-am pierdut, uh, n-am câștigat ca țară, mă refer, ca indiviz, uh -huh. ca individ, eu sunt ok cu mine însumi. Adică, ți-am spus, nu, uh, nu m-am părăsit foarte tare linia aia de, 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 copil de la țară cu așa a vrut Dumnezeu, dar fără să intru prea în dialoguri și discuții multe cu el, pentru că pe urmă mă burzulesc și mă burzulesc nu ca așa a vrut Dumnezeu cu mine matur sau cu familia mea sau cu cutare. Ca să afli în ce raport ești cu Dumnezeu, trebuie să te duci la un spital și să vezi copii bolnavi de cancer de șase luni, de un an sau de doi, și atunci o iei așa în moalele capului foarte abrupt. Pentru că una e să zici, că tu... Că nu ai cum să-ți explici sub așa formă de Da, ce să mă dea afară da. de la serviciu, da. să mi se usuce un deget sau cu tare. dacă te duci acolo și vezi măgul alea și vezi șase zile și șapte zile, te gândești Dumnezeu. Așa a vrut chiar? Păi mai vine câte o babă din asta dementă și spune... Care plătește, plătește pentru păcatele a, părinților, vine părinților. Să dau, Deci asta, asta n-am auzit-o la Dumnezeu, să aibă socotele asta cu păcatele. Nu, pur și simplu, lumea în care trăim este atât de chimicalizată, atât de, atât de inconștientă, încât nici nu vreau să cred că industria face e, 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 eforturi ca să ne împuțineze științific, știi? Da, prin, da, alimentație. Avem Și atunci am zis, bă, ce pot eu să fac? Nu că vreau să trăiesc 100 de ani, că n-am pentru ce să mai trăiesc 100 de ani. să mă aduc ăștia la PTV complet pe genunchi, așa, ca pe Hawkins, să, fiu și singur. Adică să fug și acasă să mă văd, știi? Adică ar fi extraordinar să fiu ubicu. Dar, mă zic, un puțin efort să ne întoarcem o leacă la pământ pentru că sănătatea asta m-a și îndemnat să, să intru în povestea asta, pentru că zic, bă, verzii ăștia în Europa sunt o forță extraordinară, vreau să spun. Și o, o specie foarte clară de uh, activiști, nici măcar nu sunt politicieni. Pentru că uh, m-a căpiat fata aia din Suedia. Deci, când te uiți uh, și zici, Doamne, o lumea asta trăiesc, de care spune copilul ăsta. Păi, pentru ce mai fac emisiuni? aprindem becuri, îmi schimb mașina, o duc la service, îmi tai unghiile, dacă uh, am crezut că pericolul e pentru nu știu ce generație sau o să vină nu știu când. Și când am văzut că nu mai vine, e deja instalat, eu nu pot aprecia ce înseamnă topirea ghețarilor. instalat. Și cumva, că e instalat, și cumva da. că e instalat de noi, asta e. Adică nu e o chestie Nu apreciez arăt. acum, no. dar când văd. Nu un urs sărac cu izbit la noi de o mașină. Când văd un urs polar pe o banchiză care se topește încet sub el și nu știe ce să facă. Și că am citit că dacă un metru crește apa, ne ducem dracu, mai rămâne Poiana Brașov și până Alpii, până Mont Blanc, ceva. Dar asta este un pericol. Dar pericolul cu pesticidele. Păi de ce mor țărani ai tăiat de cancer? Păi dacă ei știi ce fac, se duc săracii și cred că fac rocile mai mari și iau pesticide și le pun acolo cu tona, la în să știi și cu mâna și, cât, da. și cu și atunci nu că le consumăm și le vând la oraș, dar ei se îmbolnăvesc că lucrează cu mâna Vezi și cu că asta e pericolul că de multe ori zici, uite, vreau să iau roșii da, că știu de la da, nu știu ce țăran, nu, 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 nu le iau nu, de la supermarket, nu, dar nici asta nu, nu e o treabă că dacă nu, țăranul nu vrea să facă multe, știi, dacă vrea să facă multe și repede, poate să ia și el pesticidele ăla arunce cu găleata absolut, fără să absolut. aibă habar. Și atunci toate aceste lucruri, toate aceste lucruri fac ceea ce Celelalte doctrine politice care sunt la, în slujba profitului, dar în slujba unor entități în spatele partidelor socialiste, liberale, de stânga, de dreapta, ei sunt în slujba unor oameni de afaceri care vor fac profit, da? Ăștia am constatat că n-au treabă cu chestia asta. Se luptă pentru sănătatea planetei. Și nici măcar n-ar fi grav să facă Eu profit Eu pot să fiu sănătos într-o într într societate, făcă... într-o într planet, pe o planetă norm, da. bolnavă. Da, nesănătos, normal. Asta este foarte clar. Am constatat că trebuie, pot să mănânc foarte puțin și am constatat iarăși ceva. Bă, dacă iau trăit o să și mâncau roșii o dată pe an vinete. Păi de ce să trebuiască să mănânc eu vinete din Columbia sau din Camciatca în fiecare zi? Sau roșii în fiecare zi? Sau ouă în fiecare zi? Sau Nu. Și atunci zic, ia să mă apuc eu încet, încet de pământelul meu și mai vine și câte o văduvă și zice, chiar sunt găini? Da, zic, uitați-le astea. Vai, ce drăguță, vezi că ai pus mâna pe pisică, zic. Găinile sunt alea din dreapta. Nu, nu, alea bibilici. A, b -b -b bibilici, Dar ce fac ele? Fac alte lucruri decât găinile, dar fac o altfel. Și alea, nu, nici alea nu alea găinile. Da. Nu trebuie să te mai țin oglindă, sunt ca tine, da. Și uite, uite, aia e rățușcă. Nu mai trebuie să spui silicon în buze că zici că te-a lovit o ușă tot. Da? Hai să... Cum dracu, să vrei să te urățești să, să arăți? Rața e frumoasă care botul ăla așa de rață. Dar cred că nu-și mai dau seama, pentru că sunt toate la fel sau nu știu, foarte multe, nu știu, uite una la cealaltă. te frică. Sau? Deci, credem, mă sunt diverse oferte pe piață, na. Uh, am și eu competiție, Bă, dar știi că o să-mi e frică să concubinez cu una din asta upgradată, bă zic, dacă ei se sparge siliconul pe mine, ce dracu fac? Cum să sun la 112 și să zic, veniți că ei s-a spart asta, o țâță sau buzele. Ți-ar fi rușine, Da, du-te fără, adu repede o cârpă. Nu că mi-ar fi rușine, de un, e un accident. Adică asta e, știi? Uh, Jane Fonda, arestata noastră, activista a noastră, arestată, știi, ce? bă, mi-am pus pe la 45 de ani silicon în sâni, Bă, și pe la 60 am scos. Ce, mai puteam să mă spun, fac duce, trec Se vede că ea se duce la sala, ai văzut, da, face... Da, e. Bă, e știu, dar bună. nu pot să fiu de 60 de ani cu niște sunt 16, știi? A, să ciore pe ei să se ducă la locul lor, acolo unde trebuie. Știu? Unde le e locul? Unde le e locul, adică. Și nu ține. Asta este. Au scris să ia toți bazme și frații grinși cu toate. Asta e mirat. și Faust, mitul lui Faust. Adică tot ce se face dimineața trecea în basme, știi? Trebuie veneai înapoi. Deci n-ai cum, deci nu poți. Deci, și ești stai? un bărbat, nu poți să înțelegi. Poate aceste femei se gândesc că vor fi singurele care rămân cu riduri dintre toate prietenele lor, din toată generația lor. Bă, și era, o să apară ele niște mai ciudate. Era Te gândit la asta? A divorțat acum și era cu un baterist la niște formații celebre. Și a zis ce, bă, bărbatul a zis, mi-i mi trebuie să divorțăm pe 20 de ce? Păi și, și are și dreptate, că nu mai, nu, mai, nu mai are pe ce să pună mâna. Zice, au, 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 stau, ai, 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 <laughs> Și omul a zis, fata mea este. Ești ce Barbie, ce să faci? Nu poți păcăli pe nimeni. De, dacă ești amator doar de forme, am văzut că fac suedeze acum niște. Uh, nici măcar nu mai sunt gonflabile. Niște păpuși. Bă, frate, vorbesc cu tine, au softuri, au pădracul, da, vrei așa, cu tare, te duci cu ele la tea, Adică e extraordinar. Și la un moment dat ai scos bateria. Asta astea nu Asta. zic mitul. mi tu, știi? Asta e bateria când vrei. Ar fi culmea, știi, să vină. După ce ai scos S bateria, să... să mai zică ceva. Așa, Asta da. aș vrea să văd. Și să, și să zic eu, încă o baterie, știi. <laughs> un pic, Florin. Uh, crezi că formatul emisiunii de la uh, ProTV, când a început la ProTV, uh, a fost cel care te-a propulsat cel mai mult, nu știu, un. Știi în țară. Ce se, știi ce se întâmplă? În... Ăștia, știi și tu foarte bine, fac uh, și pe vremea uh, lui Adrian și mai ales pe vremea asta, n-au sentimente. Nu crede în legende și în chestii Fac tot timpul măsurători, să vadă uh -huh. cum stai. Uh, uh, uimirea lor a conducătorilor străini care sunt acum este că, în afară de vârstă, Uh, uh, când deschid gura cască unii uh, ochii și urechile eu nu m-am gândit tot a fost o consecință deci treaba pentru mine a fost foarte simplă am fost coleg cu ADN în, în armată în facultate în uh, lumini și umbre eu am fost, uh, îl tachinam îi spuneam, bă, eu tot vedet am fost și tu era asistent de regie și m-a întrebat într-o zi bă, vrei să vii să încerci ceva? zic, da, ce treabă am decât să vin să încerc? Nu m-am gândit niciodată unde o să ajung. Nu mi-a promis marea cu sarea, nu știu ce, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Ei, toate lucrurile astea, tot tata sărac, a venit toată la București și a văzut casa, mașina, piscina și a zis, băi frate, hai zi, zi, zi adevărul. <laughs> păi zic că ăsta adevărul. Adică tu te la ei pe aia toți la mișto la televizor și aia te și plătesc. Zic, nu mă plătesc ei, mă plătește de Coca-Cola, detergenții ăștia mă plătesc, se uită acolo. De ce România au talent aproape nu are publicitate? Pentru că e prea scumpă. Este emisiunea cu, cu rating-ul, cu share-ul, cu dragi, cu măsurătorilor, 4-5 milioane de români câteodată se uită la această emisiune. Din cei care se uită, că se uită vreo 7-8 milioane. Ei alții nu se uită la televizor. Foarte bine fac, se duc la plimbare, dorm, citesc, or face altceva. Deci niciodată nu mi-am propus să fiu într-un fel. Niciodată nu mi-am propus să când aud asta cu formatori, îmi vine să vomit. Eu nu formez nicio opinie. Mă, mă, mă pun în situația unui, unui om după stradă care s-a pomenit în față cu președintele țării, cu prim cu senatul Și ce-ar vrea să știe? Și ar vrea să uh -huh. discute așa cu ei, uh -huh. știi? Pentru că nu pot eu să mă întâlnesc cu Sărescu sau cu nu știu care sunt întreb, bă, pe bune, pib România, ancestral, ia să vedem, dau Jones-ul american. Adică să, a, a, aș fi eu credibil în așa ceva, nu. Dar poți să-l întrebi, ce faci, cum o pe ce parte, ce ai visat, când râgă ce părțiuri tragi, cu tare divorțul, în, în toate nebuninile astea. Și asta a... a Crezi a, că asta a prins? Adică e faptul că vorbeai pe limba lor, nu? Oamenii uh, se... Într-un fel, uh -huh. dar poate că, poate că uh, după atâția ani poți să desprind o, o, o... Concluzie. O... Nu e chiar o concluzie, mm. o, o bucată de... Cred că sinceritatea, știi? Cred că lumea bănuiește despre mine că am mașină, că am vilă, că am pădracul să mă ia, dar chestiile astea, ți-am spus, eu dacă mă duc acolo, Până acolo vin cu tramvai, merg cu metrog, tot. merg cu mașina, merg pe jos, fac, dreg, mănânc ceapă, o sparg în șervet. nu, vreau să, nu pot să mănânc, nu că nu vreau. Am gustat toate drăciile când eram mâmbela, o țin minte, pe a veni venit cu niște viermi, mișcau într-o strachină. Și pe asta la noi, fața mea, unul iau. De poftă. Fără poftă. Mama când am simțit că, eu, că râma poftă. aia mișca prin gura mea, păi ce, și ce, chifteluțele voastre că de porc? Ok, cred că sunt cea mai scârboasă specie după toată planeta, mâncăm absolut orice de la nord la sus și la unii chiar și cultură și obligații Bun. Mănânc românește, îmi plac, am un restaurant, meniu este românesc. Îl uh, mai ai, da, restaurant? Da, da. de 15 ani. Îmi place usturoi, îmi place ceapa, îmi place ciolan, îmi plac sarmalele, îmi place chifteaua, ciorba de perișare, cerba de burtă, cu tare. Uh, nu mă interesează, m-am și dus odată, dracu, acum vă trei de zile, auzisem de dorada, știi? Și... Am mâncat undeva, zic, interesant, ca un fel de shallow cod, un pește alb, așa, da fără... Bă, și mă duc la metro și văd niște dorade, de babane, le pun în coș și ajung la casă, zum! Și aia se uită la mine. Domnul Călinescu? Da, fetița mea. 6 milioane. 6 milioane ce, cam am luat doi pești. Pe ea dorada regală de pescuit era 180 de lei kilo. Zic, firar al dracu, luam o vacă cu vițel de 6 milioane. Mi-a fost rușine să-i mai dau înapoi. Nici nu i-am mâncat, Vreau să de nervi. Mi-am luat doi crap și am amestecat așa de nervi în știi? Deci îmi place crap, îmi place păstrăv, îmi place, știu, care o mă duc prin delta. Zi. Pomana porcului, garniță, murături. Uite, acum mi-am pus Și asta murături. vrei să zici, că de te plăceau și de-aia fac... a mers și emisiunea, pentru că era autentic, nu? Au, sau ce? Sincer, sinceritate. Ah, sincer. Autentic, ce? Dintr-un copil de țăran nici rășan nu sunt nici nimic. Cred că trebuie să fii tot timpul adică, adevărat, să fii tu nici asta nu e ok, mm. să-ți propui, să fii sincer da, da, nu, chiar să fii. Să, să fii să fii cu adevărat acolo, fără să-ți faci nicio socoteală, știi? Pentru că am colegi, să le zic, mult colegi care sunt în slujba cuiva sunt la posturi, se vede, nu vreau să le dau. Dar tu nume, să știi da? că mi-aduc aminte că, că ai spus la un interviu la, la un moment dat, X, da? ai zis că dacă ți-ai propus ceva la revoluție a fost să nu-ți mai fie niciodată frică. Și să da, 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 frică... da, 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 pentru că mai sare câte unul acum, mai ales cu politica asta mea, au făcut o mare descoperire. Uitați, a zis poezii odată cu tovarășa și așa, la Gândărâne. Ce am făcut? Ai, ăsta care ne învață noi apă sau neați, nu, prelegea, zice. Bă copii, vorbim de 1980, am jucat, dar eu am explicat asta, știi, am avut o inspirație imediat în primele săptămâni ale protv că veneau senatorii, deputații pe care, bă, tu vorbești care zici, da, eu am zis câteva poezii, că am mulți alți copii, da, da? da, da, da. dar n-am fost nici activist, nici pag, ștab, nu mi-am luat avantaj, nu am nimic. și la Revoluția am ieșit pe stradă, tu ai făcut toate chestiile astea, adică... A fost o glumă de copil, m-am dus să no, zic. Nu, și erau După, foarte mulți actori. Făcând lumini poezii. și umbre, n-am putut să scap, da. pentru că se zicea. Da, da că îl jucam pe neamul Ceaușescu, da. uh -huh. Și atunci chiar a fost o, o, o discuție foarte aprinsă că ce a zis, bă, dacă nu te duci să zici, te ia dracu. Și chiar, a aia mă și lua. Ce înseamnă să mă ia dracu? Să nu mai vină în București. Pe pentru mine a fost o glumă. Am zis, am luat o vot ca să acasă. Nu s-a făcut o gaură în cer, nu a venit de la partid să-mi dea o volgă sau chestia asta. Dar vezi, atacurile. Cu ce să atacăm pe asta? Pentru că eu o armată care totdeauna trebuie să te atace. E, mai graf mi se pare să fie astăzi, să zicem, coleg de televiziune, să lucrez la un anume post și patronul să zică ia de aici și arde-l ăla, atacă-l păl, la, laudă-l ăla. așa să-mi ajute Dumnezeu. Cred că pe postul nostru patron, îl certa unii, știu sigur, când zic crede. Și el zicea, ce pot să-i fac? E nebun. Adică, vedem noi, poate găsim o altă emisiune sau câteodată. Pentru că. Adică nu ți-a spus niciodată nimeni, nu nici vorbi odată, de ăla, deci lasă -o, las o mai ușor cu ăla, nu știu ce asta vrei să zici. Adrian, lasă mai ușor cu ăla, Ba chiar se uita pe alea și eu cred, eu cred că ăștia asta vor să-l audă pe el, nu pe X, care bate câmpii și uh, trombonește lumea. Ia un pic de, hai să luăm un pic de pauză, de publicitate și Pauză! <laughs> la radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Da, cu montajul. Florin Calinescu este invitatul meu de astăzi la radio. După emisiunea ora 7, bună dimineața, a venit... A, chiar da, a fost luată că nu te-ai trezit să ajungi la emisiune? Nu. Nu. Păi de cele mai multe ori dormeam pe la gore, pe mese, pe acolo. Dormeai acolo? <laughs> păi, ședințele de redacție și astea la noi începeau pe la 1 dimineața. Da. Aveam reportaje de noapte să fim proaspeți, să nu știu ce. Nu, stăteam, stăteam pe acolo, prin TV. Au fost ani de zile, luni de zile în care... Mai ales dorme cu emisiune. dormeam acolo, da. Sau veneam cu culmea, ți am spus? Veneam, plecam. La după două emisiune, și veneam la 4. Da, și veneam. Nu, veneam pe la 11 seara, 10, aveam un canapea pe acolo. Și după ce ai plecat de la emisiune, te-ai mai uitat la emisiune să vezi ce s-a întâmplat după tine? Niciodată. Serios? Pe păi cum să mă uit la. O... Eu nu mă uit nici <laughs> Deci niciodată nu mă uit la emisiunile mele, nu mă uit nici la România Otaleni, la Sitcoa, de le-am făcut la. Adică, de asta îmi place live-ul pentru că mă scutește de... Am, am, și am uitat la mine însumi... Da, te-ai uitat cum făceau, nu știu, Andy după tine, cum a mers emisiunea? Te uitai la început să vezi? Nu, nu, da? de ce? Păi ce, mai e treaba mea? Era treaba postului, mai e treaba, adică ce să... Nu e, nu e... Adică nu sunt genul care dacă joc până în minutul 60 intră altul pe teren să mă uit cum joacă ăla, mai bine, mai rău. M-am locuit, m-am dus, nu am vestiar, m-am dezbrăcat. Și într-o zi ai hotărât să nu mai faci pentru că vrei să faci altceva sau pentru că era foarte greu cu programul? Sau... Da, da, era... era nu, nu era neapărat asta. Se copsese, postul creștea, grila trebuia diversificată și atunci Adrian a zis, bă, ne trebuie un to o chestie de asta, de seară, de noapte, uh -huh. ca la americanul, late night. Și atunci, cu tare, cu tare, păi cine să-l facă? Păi cine să-l facă? Totul. <laughs> și toate privirile s-au întors la mine, știi? lasă mă că stă bine acolo. Eu o să, nu, hai bine să încercăm. Și a fost și aia o nebunie vreo câțiva ani de zile. Cu... Oricum, ți-e plăcea să tira asta politică, ți-a plăcut întotdeauna. deci dacă mă întreb, asta îmi place cel mai tare, da. Adică dacă, dacă e să fac uh, uh, ceva, uh, știi, nu îmi plac... Uh, au fost și alte, alte entități în anii aia care făceau omor cu chelneri, cu sacre, uh -huh. cu milițieni, cu ăia, cu ăilalți. Uh, mie mi s-a mi potrivit să zic, pentru că degeaba aș spune că mi-a plăcut, mi s-a potrivit, am încercat și s-a potrivit. Uh, satira politică, da. Asta a, fost, asta a fost o chestiune și dacă mi s-a potrivit și am văzut ratingurile și alea, am zis, hai să-i dăm bătaie ce să mai vorbim. Că și Ilie se zice, bă, până la urmă am făcut tenis, deși mi-ar fi plăcut să joc fotbal, știi. Auzi, mai aveai timp să ajungi pe acasă în perioada aia? Mai ajungeam din când în când, da, da. Ajungeam din când în când, adică mai erau vacanțele de iarnă, de uh, seara, sigur, noaptea mai cădeam lat, dar uh, Știi că am vorbit cu Petru, cu băiatul tău? A, da. Da, și mi s-a părut foarte simpatic cum l-am întrebat că dacă și aduce aminte de ceva super fericit și mi-a zis: "Eu eram foarte fericit când ajungea acasă, mm -hmm. când era cu noi." Ia să vezi. Un om de la care am învățat foarte, foarte mult, în primul rând, și uh, care mă motivează și pe mine să fiu mai îndrăzneț cu tot ceea ce fac. Uh, un artist, am crescut într-o casă cu doi artisti, practic și și asta a fost o un element care m-a format crescând în, în această casă. Dar ți s-a părut vreodată complicat să fii uh, fiul lui Florin Călinescu? Desigur că este și o parte mai uh, puțin uh, plăcută. E, eu nu mi-am dorit niciodată neapărat uh, atenția care a venit cu acest uh, lucru, dar uh, în mare parte sunt foarte mândru și uh, bineînțeles că este o onoare să am așa un tată și uh, da, n-aș schimba asta cu nimic. Spunem care e, nu știu, cea mai frumoasă amintire cu voi doi, poate din copilărie, din adolescență, nu știu, dacă ai așa o, o scenă care ți vine în minte, o, un moment. Cred că cele mai frumoase amintiri cu el de când eram mic sunt amintirile de când era acasă, când era și el alături de noi și nu-l vedeam doar la, la televizor. Care crezi că sunt principalele lui calități? Umorul, în primul rând, de departe, umorul, determinarea, încă încăpățânarea, care uh -huh. poate fi și o caritate și un, în egală măsură, aș spune și un defect uneori, și faptul că mereu a știut ce vrea să facă și nu, nu a fost niciodată genul de om care să, să mă rog, să, să lasă influențat de părerile celorlalți. Dar ce crezi că le nervează cel mai tare? Că nu este de acord cu, cu el. Uh, Zim, crezi că există ceva ce, nu știu, ar merita să știm despre Florin și nu știm? Uh, nu știu dacă știți uh, că este unul dintre cei mai mari fani Liverpool FC la fotbal. Deci asta e un subiect de maximă pasiune <laughs> pentru el. Crezi că există o lecție pe care, nu știu, ai, ai primit-o de acasă și care crezi că ți-a folosit întotdeauna? Da, eu sunt o fire pe care un pic trebuie să fie de multe ori împinsă de la spate, aș putea spune, și de la el am învățat și tot timpul m-a îndrumat să, să fiu mai decis și să acționez mai mult și asta cred că mi-a prins cel mai bine. Ai un mesaj pe care vrei să i transmiți pentru că o să te asculte la radio? Să continui să fie omul care este și să fim alături cât mai mulți ani de acum înainte. Alături de, de noi și bineînțeles și de noi. lui. Deci ești bunic! Da! Bunicule! <rătru> cum ești bunic? Uh, Od... și tu niște glume, plimbi Deocamdată n-am cui N-ai, cum să te înțeleagă la Pampers, da. <inzru> Dar vine vreme Să știi că l-am ascultat pe Petru cântând a, bine. Și îmi place mult de tot Odă, Așa a zis și Paul McCartney Da, el a luat la școală Serios? Da, 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 da. E bun la treaba asta. Are o formație? Are mai multe treburi. E, e, e foarte simplă situația. Deci, ce mi-a dat mie, Dumnezeu ne-a dat lui și ce-a dat lui, n-am. Deci, pe mine, dacă mă bagi la pușcărie 50 de ani să cânt patru note, n-am. N-ai ureche? N-am, absolut deloc. Mai sunt, nu știu, să dansez, să, să desenez, dar asta cu cântatul sunt absolut fascinat cum poate să aibă un om o ureche perfectă, au zis să acolo la școala lui Paul Eu chiar îi invit pe ascultătorii noștri să-l să caute. Are o formație care se cheamă cumva, cum e, 50 sau ceva, au ei o... Da, 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 păi, a bine, acum el zice de mine că sunt încăpățânat, păi stai să vezi că e rac. Da, da, cântă cu un alt uh, băiat foarte nu talentat. Nu să gândească, nu vrea, și... îi place -le muzica aia anii 50-60. Da, 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 cântă foarte bine, să știi. Um, hai să ne întoarcem la, la oile noastre. Uh, Că suntem în piperă aici. Că suntem în piperă, da, exact. Um, ai plecat la un moment dat din ProTV? Da, 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 da. da, Ca să faci altceva? Da, poate fi interpretat și așa, dar sunt niște lucruri de cu tot altă natură, în fine. Mm care nu pot... Nu pot, să... nu pot fi povestite acum. Nu, chiar, dacă vrei să mă crezi, am plecat din prietenie, știi, ca să salvez o anumită situație. Uh -huh, am înțeles. Atunci am zis, ok, plec eu dacă ăsta e prețul. Să fac alt gen de emisiune cu aceiași clienți, nu. Și te-ai dus încotro. Ce-a urmat după ProTV? Bă, am cercat eu să fac ceva pe la Tele7. Uh -huh. uh... Dar n-am stat mult, pentru că. Știi cum sunt eu pentru ProTV? Ca Ahile. Adică. Din când, în când, din când în când, da, când se pune problema, toată lumea ce, bă, ar trebui să facem să de. Și atunci, ProTV-ul. Bine, și celelalte stații s-au gândit și m-au invitat întotdeauna, dar nu am Rezonat. disponibilitatea, pentru că, repet, eu nu mă plictisesc cu mine, însumi, singur. Uh, am o mulțime de alte preocupări și uh, ți-am spus îmi place să stau cu anime, să merg de scurt, să mă uit, să citesc, să mă uit la fotbal, să vorbesc cu prieteni, să bem, să prăjim carne, să mă duc la țară, să... uh -huh. și, și chiar dacă uh, rămâne o bucată de timp, nu știu, iau un lemn, am tot felul de aparaturile, cioplesc, fac o chestie. Deci nu, nu, mă, uh, nu mă înspăimântă absolut nimic din ceea ce uh, pot să fac. Adică nu te plictisești ca să fii televiziune. Uh -huh. Pentru că, uite, am fost director la teatru mic 15 ani, am jucat de două ori. Nu sunt determinat. Am ars la 20 de ani să fac meseria asta. Dar uh, după aceea, ca să îmi păstrez mințile, să nu devin alcoolic sau uh, să stau cu picioarele pe pământ și să-mi văd uh, măsura lucrurilor, ți-ai uh, găsit alte preocupări? Când, când mă tăra foarte tare treaba mă, mă puneam frână singur zic, ia asta mai puțin, uite, mă uitam la colegi mari de teatru majoritatea sunt reposați nu, se știe despre ei că beau mult, că fumau, că Știi, Știți și atunci am zis, bă, dacă ăsta e prețul să stau toată ziua în teatru sau în cineva asta. Dar ăsta e prețul, Adică asta vine toată faima asta și tot munca asta omul în... suferă Vine cu asta? Pentru Obligatoriu, că sunt na Pierzându-ți naturalețea vieții și firesc mm -hmm. cu ei, n-ai cum să nu cedezi. Faci un cancer, faci un infarct, faci ceva te părăsește. Tu de ce crezi? Că nevestea De Niro, de exemplu, spun foarte clar, bă, băiatul e ok așa, stăm, dar până la urmă, dacă stă de nebun și repetă la rolul ăla, se îngrașă, chelește, să nu vine pe acasă, este niște femei simple la un dar dat, zicem, Bobby, de când suntem și el mai bine plec, o spun și la revedere, Al Pacino, Nicol, să nu te, -te uh, Puteam să ajung chestia asta, dar uh, de bună voie și nesilit de, de nimeni, n-am vrut să ajung uh, uh, un actor sau un realizator de emisiuni sau de un slujbaș al televiziunii, ca să nu mai am legătură cu lucrurile astea simple. Pentru că e foarte limpede pentru mine astăzi. Ca să fiu bun în teatru, în cinema sau în televiziune, trebuie să trăiesc foarte mult firesc și natural. Și atunci, nu pot să stau toată ziua acolo unde se încinge o competiție pentru niște lucruri deșarte până la urmă. Lucrurile astea sunt deșarte. Eu dau acum o mașină de spălat premiu aici și un fel puțin folosit. Dacă cineva îmi spune mari oameni de televiziune din România, din anii 50, 60, 70, 80, știi și când mă duc astăzi pe aici, pe acolo, am făcut acum un film pentru HBO, mai zic, nu spuneți mai că da, dar cum era dinică, puteți? Și eu copii care sunt talentați. Și eu care stăteam cu oamenii ăștia și îmi dădeam seama că nu vreau să trăiesc ca ei viața personală, știi? Și atunci dispar, pur și simplu dispar. Prețul e mult prea mare, știi, să crezi că... N-ai vrut să fii nici președinte, că mi-aduc aminte că până anul 2000 parcă îți propusese cineva să candideze Deci mie mi s-a părut o comicărie maximă că cineva se gândește în mod serios și s-au gândit în mod serios. Și aveau toate datele că în, în anul 2000 eu puteam să fiu președintele României între uh, Iliescu și Vadim Tudor. Dar mie mi s-a părut uh, ceva care, uh, la vremea aia, mi s-a părut ceva care părea absurd, știi? Dar văzând astăzi ce s-a întâmplat cu colegul în Ucraina, mă gândesc că. Uh, știi ce se întâmplă? Eram în propriul meu uh, comentator și, într-adevăr, lumea când vrea să coboare ceva în derizoriu spune actorașule actorul ăla, uh -huh. de parcă ăștia sunt idioți, știi? Uh -huh. uh, uh, și, și astăzi mă gândesc că 2024 nu-i departe. Te eu... gândești serios? Da, eu nu am noțiunea timpului, știi? Eu uh -huh. nu am noțiunea că trebuie să fac ceva mâine sau uh, uh, cum am un prieten ca să vorbesc despre mine, spun despre un prieten, știi, care îi trimit mesaje uh, că nu răspunde la telefon niciodată și după vreo săptămână uh, îți răspunde e ceva urgent. Deci mă lasă nervi, fac hernie un bilic. Adică, adică știi ce te-ar putea? Adică toți nervii mei o săptămână mă încarc, bă, vreau să-i spun. După aia uit a treia, a patra, a cincea zi și a se a șaptea Senin și seren. E ceva urgent. păi zic, că într-o zi o să fiu la belul la trei să aflu, eu vin și spun o floare. Adică un om pe care o părea la asta vieții nu-l atinge. Dar atunci am fost propriul meu am căzut într-o într capcană pe care lumea o vorbește. Adică aveam impresia că ca să fii președinte trebuie să fii nu știu ce. Dar acum, de exemplu, dacă ar fi anul 2000, cumva îți pare rău că n-ai acceptat? Cu siguranță da, pentru că nu se mai întâmplă toate porcările de după anul 2000 atunci președintele avea destule atribuții pe care încet, încet, ăștia le-au Dacă eu ajungeam președinte în 2000, stăteam sigur până în 2008 și multe din golăniile de astăzi nu, nu se petreceau. Simplu. Dar, repet... Dar 2024 poate, vine. Poate, poate, acum mă, mă coc cu adevărat. 2024 este aici și... Uh, mai este, știi, Sartre spunea odată, un dobitoc de altfel, uh, un socialist uh, total uh, pe lângă realitatea vieții, pentru că în Franța ai mișto să fii comunist sau socialist. Da, bine, da. te sunt la abisod. de caviar. Da, 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 știi. Okay. Și, uh, dar el spunea o chestie interesantă. Uh, dată nu trebuie să te agiți, lucrurile se și întâmplă se și întâmplă, știi, scurt, pe doi. Dar crezi că acum președintele mai poate face suficiente lucruri? Președintele să fie mai... acum nu poate face, uh -huh. dar poate face cu siguranță dacă are suficiente voturi ca partidul lui să îi permite să formeze o majoritate în Parlament și un guvern. Atunci președintele poate face. Pentru că toată mișcarea lui, cine se poate întreba astăzi în Ucraina, bă, da, Zelenski poate face, bă, la, ești idiot, adică la 75% ai fi vrut 100%, adică chiar ai văzut, le zice, bă, mâine votați fără imunitate în Parlament. Gata, șeful, votăm fără imunitate în Parlament. Se pot, face, se pot face multe lucruri dacă ai, însă, bineînțeles, o, un grup politic puternic. Și cred că grupul meu politic nu are altceva de făcut decât să crească. Să se pregătească. Să se pregătească și să crească. Că toată lumea știe, pe lângă tot ce discutarea noi aici de televiziune, de aia, de țară, de mare, de... În toți acești ani, sigur că toată lumea m-a curtat și ca să mă duc în, în zona respectivă. De la PSD până la PNL, de la PRM până la, cred că, M nu mă, de mereu, de mereu, nu te-a chemat. Vreo două ce s-au gândit însă, noi, exact. să mă încerce. Da, chiar dacă nu știi limba. Au zis, trebuie să vedem puțin, <laughs> te învățăm noi. Uh, și niciodată n-am vrut uh, 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 să, să fac acest pas, uh -huh. pentru că uh, mi-am dat seama că uh, cel mai natural este să uh, vorbești de o entitate care crește de la zero aproape, și atunci poți măsura cu adevărat uh, și puterea ta, și aportul tău, și așa mai departe. Intrând într-o entitate. deja formată. Formată. Uh, uh, Oamenii e au o, deja e o niște păreri. de energie. Și atunci te lupți și cu alte lucruri, pentru că dacă tu ești făcut să fii lider e greu să arzi niște etape într-un loc în care ea spun, poștole noi lipeam afișe în 90 aici. Adică la noi politica nu-i pe competență, știi? Uh -huh. e care la mai, partidele mai, de astea mari, da, da, da. Da, fără să ne dezvălui din viitoarea ta programă uh, politică, uh, dacă ai fi, chiar nu știu, dacă tu ai ieși președinte, uite acum, la alegerile astea de acum, uh -huh. care ar fi așa, nu știu, primele trei lucruri care ți-ar veni în minte că trebuie făcute Urgem. Dacă aș fi președinte și care -a exact pe mine, aș adică... putea să fac. Dacă aș putea să hotărăsc cu mm. partidul meu sau cu tare, mm -hmm. aș uh, uh, de exemplu, mă obsedează toată povestea cu uh, imunitatea golanilor răstora pentru că eu obișnuiesc să spun că președintele, și l-am văzut și pe Zelenski că a spus chestia asta, președintele parlamentare, și sunt slujile poporului. Deci nu, nu, nu veniți aici să vă îmbogățiți sau să credeți că ei sunt servitorii voștri. Noi îi slujim pe ei. Dar cu siguranță mă obsedează să, să îndemn lumea să trăiască într-un fel încât să nu mai apară ce a sănătate, medicamente. Măi, trăiți sănătos. Din punctul ăsta de vedere m-aș băga foarte tare pe plastic, pe cine mm -hmm. face plastic impozit pe profit insuportabil. Vrei să faci băutură coritoare? La sticlă. Acum, companiile astea pe afară, unde sunt puternici clești ca să-i strângă, au început să facă și la, pa, la sticlă de hârtie și așa uh -huh. mai departe. Deci, aș începe o luptă cu tot ceea ce ține de de sănătatea pământului și a aerului și a cutare pentru ca să vadă oamenii cu... cu pielea lor, că uh, nici nu mai știu pe unde sunt spitalele, da? Uh, pe de altă parte, aș uh, mă preocupă foarte tare învățământul, uh, care este în, în, într-o formă moartă de 300 de ani, el este, a crescut și a ajuns într-o formă moartă în uh, căutarea unor nevoi al unor companii deținute de vreo 7-8-10 familii. 90% din banii planetei sunt la vreo 10-20 de familii marșilate, ceilalți fac fărașe pentru ei, da? Cum le zic eu la toate bunurile. Cred că învățământul e copilul știe singur ce vrea și-ți arată. Așa cum ne mai muțărim când la, îi punem tavaia aia cu furculițe, mm -hmm. sigur că el poate nu știe ce să ia bani, rugi și cutare Dar cu siguranță Uh, 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 m-ar interesa să știe să scrie, să citească, și după aceea toată școala ar fi niște Starbucks-uri, dacă vrei, niște săli într-o clădire, în care copiii să își afle singuri, să-și exprime și un grup de observatori să-i să ducă spre domeniul lor. Deci uh -huh. aș duce de la învățământul obligatoriu uh, informațional lucrurilor. general uh -huh. la un învățământ vocațional. Trebuie să aflăm și putem afla astăzi la uh, până în 8-9 ani, 10 ani, spe, pe ce? Bă, ești bun să alergi, Alergă, frate. Obligativitatea orilor de sport. Și aș interzice religia în școli. Cu siguranță. Da, mm -hmm. este un lucru care nu are legătură cu copilul și cu asta. Și tocmai uh, dogma creștină, uh, dacă tot ne fandosim atâta cu ea, Isus. Uh, Spune simplu, lasă-i pe oameni să le scuze. Nu e obligat pe apostol, pe nimeni. El n-a zis, e obligatoriu să... Să credeți în da? mine. Copilul trebuie să vați să scrie, să citească, să fie sănătos, să niște oameni maturi să vadă dacă îi place să deseneze sau să cerceteze ficați, creier sau zahăr sau alte formule și să-i ofere... Posibilitatea uh, chiar, să dezvolte în acel chiar sens. Chiar dacă uh -huh. e să-l duci ca pe micuțul Eminescu la 200 de kilometri la un liceu sau la o școală. Iar religia să-și vadă de treaba ei și omul să se ducă acolo la religie și Dacă să, să că se apropie de Dumnezeu. Acolo. Numai că surpriza este că Dumnezeu nu te așteaptă, nu face numărătoarea chiar ca în sala de clasă într-o biserică. Dumnezeu e peste tot, în orice copac, orice frunză, orice gând, orice stea, orice porumbel, oriunde, da? Hai să mergem mai departe. Urmează rubrica Back to Back. Ne întoarcem, uite, așa, spate. spate. Iată-tu, da. tu ia tu microfonul după tine ca să ne și auzim. Așa. Eu încep o propoziție, și tu o termin. Back to Back. Numele meu ar putea fi. Stan. Sunt. Uh, un clovn. Arăt ca. Angelina Jolie. Miros ca. Angelina Jolie. Mă simt ca. Brad Pitt. Fac un zgomot de. Angelina Jolie cu Brad Pitt <laughs> împreună. Am un gust de. Angelina Jolie. Ultima mea realizare a fost. Uh... Uh, un pui la cuptor? Aș fi perfect dacă. Ar fi și Charlisteron. Mi-e rușine de. Mine. Aș mânca oricând. Uh, ceafă de porc cu cartofi și salată verde. Pentru bani aș face. Nu chiar orice. Nu iubesc deloc. Prostia, proștii. România este... Viața mea. Hai, gata, întoarce-te, întoarce-te, întoarce, -te, întoarce, -te, întoarce -te. Am văzut că ești foarte activ pe, în social media. Da, am câteva sute de mii de... Eu adică de... crezi că e util, ajută? Ca și la duminicile celor singuri și în toate formele în care pot să fiu nu numai life dar și în contact direct cu oamenii, îmi place. Și chestiunea asta care la început mă lăsa rece, că nu știam ce e sau cum se desfășoară, dacă mi-arată oameni vii la capătul celălalt, chiar dacă nu sunt toți convenabili ca părere, pentru că Umberto, Umber, adică aici îmi convine părerea lui Umberto Eco care spunea că cu Facebook-ul a descoperit și nebunul satului că poate să spună părerea ceea ce e total o expresie a libertății, dar și a imbecilității însă când văd că sunt sute de mii de oameni care participă la discuția respectivă. În legătură cu mine, uh -huh. dar câte dată chiar concurăm. Am, vrut, am pus vreo două live pe la șapte seara și... Fac special, da? Nu, -a, chiar am uitat. Dar mi-a spus cineva din protecție: Ce vrei să faci cu asta? Păi, de ce? Păi, uite, ai avut Acum un an am avut 900.000 de de privitori și zic, păi, știi, le lui ca cât tot pe acolo, un milion. Nu m-am uitat la ceasă, nu-l mai pun la ora aia. Păi, zic, lasă un milion, iau un milion, eu nu se mai uită la alții. Și restul sunt în Anglia, oricum. Cu siguranță, însă, am făcut-o. mi povestit cineva cifrele și când am văzut că la, așa zisele posturi de știri vorbim de un punct, două de rating mari și late, adică pe urban vreo 150.000 de oameni, păi zic că eu ăștia îi fac... În primul minut. Gata, am televiziunea cu mine. Și sigur lumea <laughs> se va mișca, adică dacă deja în America este o dezbatere despre Trump, despre mixtiunea rusească, în problema fi despre manipul, atunci înseamnă că este un lucru care nu mai poate fi ignorat. Avem încă o rubrică și ai scăpat de mine 10 întrebări esențiale 10 întrebări esențiale Ce-ai face dacă ai avea cheile de la Cotroceni? Păi m-aș duce, aș face curat aș schimba perdele pe acolo aș găti ceva bun și până aș duce acasă că nu înseamnă să fii și președintele țării dacă ai avea cheile de la Cotroceni. O să fiu grădinar cameristă, sepepist ce înseamnă lux pentru tine? Inutilitate uh, uh, mistuitoare câteodată. Care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi? Uh, comoditatea. Care e cuvântul tău preferat? Sinceritate. Când te-ai simțit cel mai mândru? când am depășit câteva milioane de oameni care au spus, țină tot așa. Poți să alegi o persoană și o descrii în trei cuvinte? Cu nume, cu tot? Poți să spui numele sau poți să nu ne spui numele? Păi, știi cum, e, e foarte greu la vârsta mea să mai zic despre o singură persoană, dar îmi plac oamenii sinceri, oamenii uh, care păstrează conceptul prieteniei nealterat și necondiționat, și îmi plac oamenii care uh, uh, știu să tacă sau știu să tăcem, că culmea că și o tac de foarte multe ori și foarte mult timp. De asta mă și retrag din social uh, life, media. Da? <laughs> Sex dimineața sau seara? Uh, când. Vine persoana respectivă, adică persoana respectivă are un serviciu în care nu știu când apare. Care este clișeul despre actori care e adevărat? Sunt uh, câteodată desprinși de materialitatea vieții. Ce înseamnă eleganță pentru tine? Ceva inutil. Meseriile mele nu m-au lăsat niciodată să fiu elegant. Totdeauna m-am îmbrăcat în hainele Profesiunii mele Cu Ori cine... la teatru, la film, ori la Pro TV, pot să mă, îmbrac în mă îmbracă în celofan cineva. Că mă îmbracă ăia de acolo da. Cu cine vrea să te blochezi în lift? Cu unul care care Alimentă și șpriți pentru restaurantul <laughs> De la ultimul etaj <laughs> Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru plăcere, prezența pentru în emisiune și pentru ascultătorii voștri. Vă, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM și vă aștept sâmbătă viitoare la prânz cu noi povești pentru oameni mari. Ne despărțim pe o alegere muzicală ce nu i aparține lui Florin, dar am vorbit cu cineva și mi-a spus că o să-i placă, așa că am ales eu. Elton John, I'm Still Standing. Mm -hmm. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.